ziua de 24-10-2019, Supunem la vot procesul de nu credeți în noua 2009. Ce este acum sunăm? Care e pentru? Stați puțin, poate există... Lăsați-l ușor. Împotriva abține? Nu sunt pentru. N-au pasă de mână. Nu poți să Bine, trecem la proiectul în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din comuna Orjești de Zâmbacău, indicator primar Sorabă Iori. Proiectul numărul 2. Proiectul privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului comună Orjești de Zâmbacău, indicator primar Sorabă Iori. Proiectul număr 3, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Orjești de Zâmbacău și a listei de investiții la data de 24-10-2019, inițiator primar Sorabă Iori. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional al contractului de delegare a serviciului public de salvezare din numărul 7041-26-10-2018, încheiat între UAT Comuna Orjești și Soma Sorin Zâmbacău, inițiator primar Sorabă Iori. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre referitor la aprobarea contractului de prestări servicii având ca obiectul serviciile veterinare pentru câinii fără stăpân din comuna Orjești Zâmbacău, în adăpostul privat al asociației sprijină câinii situați în comuna Bălteni de Vazlui, inițiator primar de Sorabă Iori. Să puneți la vot proiectul numărul 1. Nu, mergeam prea repede. Împotrivă, abțineri? Dacă îmi permite, domnul președinte, avem o suplimentare a ordinii de zi, care va trebui să o punem la vot. Dacă proiectul de hotărâre. Acum urmează să votați dacă această suplimentare. Nu ai? Toată lumea are suplimentare. Am pus 16, poate altcineva două. Da, uite, ei sunt două. Păi, deci, pentru domnul Crescu. Mulțumesc. Deci, mare, ca să înțelegeți, este vorba mandatarea să schimbă iarăși Comisia de Evaluare pentru Licitații de la ADIS și mandatarea cu mandat special la primarul Comunei Vădești pentru revocare de spitală. Vot. Care e vot? Avem împotrivă. Suplimentarea ordinii de zi. Avem voturi împotrivă? O abținere. O abținere, da? De obicei. Da, înainte de a da când dați voie, domnule. Niște invitați, niște probleme, vorba. Înainte de a intra în ordinea de zi a ședinței de astăzi, vreau să avem doi invitați, vreau să vă duc la cunoștință o cerere depusă de dumneavoastră și să cerem un aviz consultativ din partea dumneavoastră, urmând ordinea deciziei dumneavoastră, să înaintăm și un proiect de hotărâre. Eu o să dau citirii cererii și apoi o să vă spun și propunerea noastră. Subsemnații Zuadian Cristi și Durarelu, domiciliat în satul Orjești, cum am făcut și de Bacău. Solicităm, în urma discuțiilor cu noi, am discutat pe data de 2-a 10-a, dumnealor au revenit pe 14-a 10-a cu cererea respectivă, care spune în felul următor. În urma discuțiilor cu reprezentanții fanfare de la Doagele, aceștia au cerut pentru organizarea capei de sărbători, în cazul anul 2019, suma de 12.000 de lei. Propunerea dumneavoastră festivității vor avea loc, după cum urmează, pe 26 zile de Crăciun, pe 26 bal la Casa Tineretului din Horgești, pe 27 și 20... pe 26, pe 25, nu? Nu, așa... Da, pe două zile. Cum v-a spus? 25, nu. Nu văd niciun 25 aici. 26, 27. Bine, mergem, discutam cu toate zile, n-am fi.
27 în cursul zilei, în cursul zilei, deplasare la Bacău pentru a participa din partea Comunii Horgeș la defilarea oficierilor de iarnă la centru, la Consiliul Județean. Iar pe data de 31 și neagă cu festivitățile de capră, nu spune niciun bal. Deci plecare la București și mergem doar comuna. Eu citesc cererea, nu citesc altceva. Așa, vă rugăm să aduceți la Consiliul Consiliul Local, să aprobarea sumei de 12.000 de lei. Pe 31, dar pe 1, așa vorbiți, încă vor să facă bal, dar în cerere nu scrie. Eu citesc motamot din cerere. Faceți și pe 1. Dom'le, eu am citit cererea. Eu am discutat, da. Acum, eu vreau să... Am identificat în bugetul local o sumă. Este vorba de sumă de 500 de lei. Ziua pe 1. 5500 de lei. Pe care i-am putut identifica. O să vă spun și acum, urmând ca în funcție de bazcutare, aviz consultativ, ceea ce discutăm acum, ei se poată demara discuțiile cu reprezentanții de la fanfară pentru organizare, da sau nu, în funcție de părerea noastră. Suma pe care o propunem este de 5500 de lei, rămas în contul 6702 Cultură, Recreere și Religie de la organizarea Zilei Comunei și am mai avut noi un verament către susținerea Curte pentru Școala de Vară de la Horgești. Venim cu propunerea, noi o să venim cu un proiect de hotărâre, noi v-am spus, discutăm ca și titlu informativ, un consultativ, dacă putem demara, dumnealor să demareze discuțiile cu cei de la fanfară sau nu. Pur și simplu asta este și de asta am venit. Urmând să noi să inițiem un proiect de hotărâre pe baza acestei discuții. Deci explic-o cam ce vrei să faci. Hai, vrem să facem capră, bal de Crăciun de Șoara Cătușul la Horgești, pe 31 cu capra și pe 1 iar dăm iar bal. Pentru păi unul e la Horgești și două la Răcătău. Nu, e vorba din tâi. La... Deci, data din tâi. Păi, este din tâi la Răcătău. Eu citesc din cerere. 26 a 12 a bal, capatea Teatrului Horgești, 27 a 12 a bal, Căminul Cultural Răcătău, 27 a 12 a în cursul zilei, deplasarea pentru a participa la parada obiceiurilor de iarnă de la Consiliul Județean, 31 și 1, plecare de la primărie și mers până în toată deci, comuna. Da, o să fie, dacă vreți, că tot adăugăm întâi și la Răcătău, balul. De. Da. Deci o singură seară. Bun, pe discuții, adică discutăm, avem un aviz consultativ din partea dumneavoastră, dacă da, demarăm, dacă nu, toată lumea se oprește. Deci 25 Horgești, nu, 25 deloc. Dar s-a făcut capră și bal în toată țara. Cine oprește pe oameni să nu facă? Deci este cererea făcută către noi de susținere. Până acum i-ați oprit dumneavoastră? Nu i-am oprit, dar nici acum nu-i opresc. Domn primar, dar să nu dacă vor să facă, să facă. Este exact asta. Acel împreună. Care era pe Valea Bazii, care a venit să ceară niște bani, deci și nu era legal ceea ce făcea. Ați venit și le-ați pasat un Consiliu Local să o rezolvăm noi. Doamne, există, care este partea legală a ceea ce au cerut oamenii aceștia? Avem un secretar care este pe consiliere juridică. Care este partea legală când vii să ceri o sponsorizare de la o primărie? Că, practic, dacă văd eu bine, asta se numește o sponsorizare, nu? Eu așa văd. Logic. Corect. Explicați-ne, domnul secretar, care sunt terminii legale.
termen legal, trebuie, noi, normal, ar trebui să avem o prevedere. Bun, în codul administrativ apare acea prevedere că, virgulă, Consiliul Local sprijină cultura, dezvoltarea locală, referire aici la instituții care sunt acreditate, da? Dar este o, o prevedere generală. Acum, da, și aveți dreptate. Aha. Este vorba deci, de instituții acreditate. O numele unei societăți să vină cu ceva prin care să susțină sponsorizarea asta pentru a organiza ceea ce vă spun. Eu vă spun sincer, știu de cererea asta de astăzi. Deci numai de astăzi. Și domnul primar, sincer, spune, că, domnul primar spune că ați identificat banii aia la recreierii 5.000 și... Da, rămas... Dacă îmi dați voie și să vă spun ce a făcut un primar dintr-o altă localitate, nu vă spun de unde, dacă vreți vă spun de unde. Nu neapărat. Bănuții ăștia, de exemplu, la sfârșitul anului școlar, premianții au primit biciclete la școală ca să meargă cu ele, să vină la școală. În felul ăsta a redus și abandonul școlar, a creat... Putem să facem altceva cu banii. Nu am pus cererea pe discuție, că organizează, că domnii organizează un astfel de lucru, este foarte bine, bravo. V-ați gândit foarte bine la un lucru. Dar veniți cu banii dumneavoastră. Faceți și vă câștigați prin balul pe care îl organizați. Prin ce faceți, vă câștigați banii ăștia pe care îl organizați. Dar la noi dăm balurile astea, două le dăm, trei le dăm pe gratis. Dar să ne primească cu capra. Da, deci practic de acolo plătim noi, suportăm mâncarea, suportăm jucători, suportăm turcii, totul ce este suportat pe pielea noastră. Să mare afaceri, corect, bogățim la asta vrem ca să fie comuna să vadă ceva, dacă nu se poate, nu se poate. Comuni, că tot am invitat pe acolo, tot felul și banii aia, de exemplu, tot de la primăria aia nici se organizează cu ziua comunii, banii aia se investesc pentru copii, un exemplu simplu. Noi e foarte bine că s-au gândit. Trebuie să vă interesați. Cum a procedat, cum a dat domnul Tufescu exemplu cu bicicletele la alte comuni, pentru tradiții și astea, la sărbătorile de iarnă, sunt multe comuni care au participat cu bani. Și vă interesați cum a procedat și așa o să facem și noi. Ne mai întâlnim și la următoarea. Trebuie să-i ajutăm, că e bună ideea, este. E bun, dar să vină pe articol de lege, de unde îți scoate banii și cum îi dăm. Da, domnul primar, aș fi spus că acum vine doar... Eu v-am spus, eu cer un aviz consultativ, urmând, din funcție de opinia dumneavoastră, să înaintăm, să poată o zi să demareze și noi să facem proiectul de hotărâri. Domnul președinte, câteva cuvinte, dacă îmi permite. Da. Deci, ca inițiativă, părerea mea că este bună. Să cer bani, cer sub bani. Pentru că e normal să cer sub bani, pentru că muzica costă, aia costă. Băieții vor să, am înțeles, să facă balurile astea pe gratis și o chestie bună. Deci sau bă, omul să simte un pic respectat. Numai un pic, domnul consilier. Nu v-am întrebat nici cu o virgulă. Eu, sincer să fiu, am vorbit cu domnul Zodian. Ne-am întâlnit întâmplător, chiar am zis că inițiativa este foarte bună, deocamdată nu este proiect, doar este o cerere, care e foarte bine că domnul primar a pus-o în fața noastră, să vadă și părerea noastră. Și din timp. Și din timp. Și dacă se găsește o portiță legală, de ce n-am face? Mulțumesc. Am o problemă și eu. De ce... După cât știu eu, aviz consultativ, dau comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local. Deci aviz nu dă Consiliul Nuclear pentru tradițiile trebuie susținute, păstrarea tradițiilor. Am reținut acolo că să meargă la zilele... Participarea la parada obiceiurilor de iarnă... Cu asta da, s-ar putea, da. Vă rog frumos, Consiliul Local nu aprobă cere, nu dă aviz consultativ în plen. Deci aprobă proiectul de hotărâri. Dumneavoastră, dacă identificați în buget și considerați că banii ăia nu sunt necesari în altă parte și asta este mai ceva bun, mai prioritar față de altele, veniți cu proiectul de hotărâri, cu aviz din partea contabilului, care spune, da, domnule, avem bani și putem să dăm, avem toate cheltuielile puse la punct,
Și punem în discuția, îl puneți în discuția Consiliului Local și Consiliul Local se pronunță prin vot ca la celelalte proiecte de hotărâri pe care le avem pe ordinea de zi. Cred că așa trebuie făcut. Dar în ceea ce privește că dă balul gratis, că nu știu ce, nu știu, de care neapărat sprijinul noi când se duc oamenii la balul gratis. Da, dar e când lumea plăteau o taxă la bal acolo, se distrau. Bine, organizarea acestor evenimente necesită un cheltuiel din partea organizatorilor. Și este aici din cei doi semnatari, unul care e organizator vechi, o știu eu pe Dura, pe Reu, care organiza capră acum 30 de ani, parcă 20 de ani, 20 ceva de ani. Tradiție. Dar așa cred că este cel mai corect. Identificați, veniți cu justificări, cu note, cu proiect de hotărâri și expuneri de motive pe Consiliul Local hotărâște pe Consiliul Local hotărâște. Da, da. Deci nu pot, dumneavoastră ați identificat numai 5.500 de lei. Ei au nevoie, sau spun că toată afacerea ar costa 12.000. Nu putem noi să zicem acum, da, domnule, începeți negocierile cu fanfara, nu știu cum se cheamă de unde este, așa, că noi o să vă dăm bani, că noi eu sunt de acord, copii, eu sunt de acord, dă-l de acord. Și dacă nu sunt bani, ce facem cu urmă? Dar noi trebuie să o arborim pe muzica aia, să avem. Deja toți au plecat, să arboriți. Dacă nu o arborim, acum degeaba. Păi, eu am înțeles. Îi mai ducem eu am înțeles, dar de nu exemplu, putem noi... De spunea doamna viceprimarul la galeri, tot doi băieți care vor să facă pe tot, prin primărie și prin dumneavoastră, au spus că muzica cere 140, parcă a spus. Avem solicitări pentru că vin. A sunat cineva de a venit și a spus că ar vrea să facă beră, că tot afară asta, și i-ar fi cerut muzica, dacă căutau fanfară și tot, cam 130 de milioane, 14.000 de lei. Asta a spus persoana, dar fără să ia calcul, deci aia a costat că e pentru baluri, cele trei baluri. Fără să ia în calcul, adică dacă ar fi cu fanfară, cu ei, fac că apoi am zis cu robe, pe robe pătec, așa au zis cu robe. Noi putem să facem asta în luna octombrie, luna este. Următoarea și următoarea intră cu ordinară, dacă se găsesc toate și sunt la vizele, contabilitatea spune, avem bani și nu știu ce, pentru că bugetul e în mâna dumneavoastră. Așa, ai zis bine. Da. Vedeți și spuneți, așa, noi avem dicolo, dicolo bani și nu văd cine s-ar opune. Dar neapărat să fie banii ca să nu încurcăm alte, că sunt așa de citeam. Din păcate, nu vreau să veniți. Ce abis în cereți? Abisul de comisie. Abisul de comisie când ajung în comisie. Proiectul de hotărâri. Cum am dat abis de la toate până acum. O singură completare. Subscriu exact la ce a zis domnul Mitică și domnul Tofescu. Avizul ăsta consultativ, acum, practic, conducerea nu vrea să-și asume o decizie, că, practic, asta se întâmplă și vor să paseze către noi răspunderea, fie că e alb, fie că e neagră. Asumați-vă, vedeți cu proiect de hotărâre și ei, gata, o să facem. Eu am spus, având discuțiile, având în vedere, exact cum vă spus, domnii, din discuții cu ei, că trebuie să facă arbona la chestia, de asta am pus spre discuție. Domn primar, că faceți dumneavoastră capra asta, domnule, că facem mai mare încredit. Faceți atâta trudă cu capra asta, faceți tot dumneavoastră, că avem mari încredere. Eu nu fac. Eu nu fac, dar am pus toată lumea, faceți în toate. Eu am pus pe discuție cererea dumnealor. Atât. Dar schimbă unei tradiții. Tradiție, lasă să facă asta. E bună, dacă vrei niște tradiții. Banii nu vrei, nu vrei, ei. Așa e rând un sprijin, dacă se poate, se poate. Nu da cu bani, dar nici cu... Așa. Mă cer, dacă s-a acolo. Vedeți, dacă sunt bani, convocați ședințe extraordinare ca să nu-i ținuși băieți în ziua. Până la sfârșitul lunii noiembrie, că în luna decembrie... Am înțeles, mesajul am înțeles. E rut atât, dar poate... Putem veni la o extraordinară dacă e urgență, nu-i problemă. Că
Da, da, hai să mă gândim de zi. Atribuirea denumirilor străzilor din comuna Horgești de Zăbacău. Inițiator primar de la Băiorii. Da. Asta, cum știți, în ședințele anterioare s-au discutat de rent, de denumirea stradală a străzilor din comuna Horgești. Noi venim în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre, având în vedere și avizul, ați primit avizul primit de către prefectura Bacău pentru a da o hotărâre pronunța definitivă a denumirii și chiar a numerătării caselor. Numerătorii caselor. Dacă avem pur tehnic, sunt multe lucruri pur tehnice, avem aici, dacă aveți nevoie, îi invităm alături de noi pe domnul reprezentant al... Nu, dacă nu solicită dumneavoastră, ia mă încoace, cu un cel mai lucrat, domnul reprezentant al firmei care s-a ocupat de... de... brezul respectiv. Sunt de că se mai pot face amendamente? Pe atârziu. Am avut posibilitate, am fost și... Și să mai vină într-o ședință... Nu. Pur tehnici, am zis, dacă... Cum s-au ajuns la... Eu am găsit, la numerotare, nu are rost să mai discut. Păi zicem, dacă aveți ceva, nu mai zic dată, dacă am spus că e prea de dublură. Când am stat de vorbă, da? Referitor la chestia asta, am stabilit că mergem noi ca și consilieri, ne exprimăm, că stăm de vorbă cu oamenii din sat, ne exprimăm părerile față de ei, propuneri, oamenii vin cu propuneri. Eu ce-am ținut, am făcut lucrul ăsta, domn primar știe. Am avut și ai am cu obiectiune, am sfârșit, parcă nu mi se mai pare normal să mai vin cu obiectiune. Deci, modul tehnic, după câte mi-am explicat, se merge pe impar, pe dreapta, nu? Partea stângă numerii no. Impar, partea dreapta. Partea invers, da. Partea, deci, fiecare stradă, de la unul la el. În funcție de numele casă. După asta, da. Întâi trebuie... toate traducerile. Am adus niște plani și dacă vrea cineva aici, să se uite, bine ar fi să se mai verifice. S-au făcut și teren, casă cu casă. Na, există posibilitatea că poate am omis vreun proprietar. Să mai verifice. Este și tabel cu fiecare bine, proprietar. Tabel. Cu care e procedura ca să mai putem schimba denumirea unei străzi? Este primit avizul de la prefectură. Ok. Până, de exemplu, trebui... dau în alte localități să vină proiect de hotărâre și se schimbă denumirea unui străzi. Păi nu, proiect de hotărâre se face după ce se primește avizul de la prefectură. Avizul de la prefectură la aveți. Dar parcă am fost invitat să discutăm problema. Exact. Odată. Asta am zis pe ce-a spus. Am fost invitat. Asta am făcut. Nu facem toate procedurile pentru prefectură. Nu, domnul consilier, dacă mie mi-a venit ceva care e bun pentru comună, de ce e rău? Dacă ați avut 60 zile, ați spus să vă gândiți. Lăsați-mă, domnule, în pace. Sunteți așa? Dacă între timp noi am prins-o la asfaltare cu denumirea asta, nu mai putem dacă timp o asfaltăm. Nu, 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 am înțeles mesajul. Nu, 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 în cazul în care Consiliul Local, zicem, aprobăm, ca, pentru că avem avizul care l-am prezentat la prefectura acum, da. Deci la ora actuală nu pot, mai solicităm încă un aviz la prefectura, exact, așa, la modificarea avizului. Problema este în următor, proiectul să fie aprobat cu denumirea actuală și putem reveni un alt proiect de hotărâre? Asta era întrebarea. Cu siguranță, da. Nu m-am putut trece din nou avizul dinainte de la... Exact, exact, exact. Dar eu zic că acum ne-am dus și am obținut avizul cu denumirile pe care le-am stabilit inițial și acum să mergem, stai domnule, că ne-am mai gândit la o anumită stradă. Nu știu. Deci chiar vreau să-mi expun, dacă îmi permite, domnul președinte, să-mi expun cum vreau. Și cu asta am încheiat. Deci sunt de acord ca tot ce este
principală, județeană, să se cheamă toată prin strada principală. De ce să nu o se poate? O singură stradă poate să se cheme principală. Atunci. Principală de la intrare în Comuna Vorcești până la ieșire din Comuna Vorcești. Se face doar pe fiecare sat. Lăsați că suntem comozi din numai. De comoditate, da. De lege. Întâi trebuia să veniți în fața noastră să aprobăm proiectul ăsta și după aia să mergeți la prefectură și mai departe. S-am venit, domnule, când am venit. Ați venit. Ați venit cu două ședințe. Ați venit cu proiect? Ați venit cu proiectul primar? Avizul este anterior proiectul de hotărâre. Și proiectul? Proiectul de hotărâre nu poate fi depus. În momentul proiectului, domnul secretar, îmi pare rău că trebuie să o spun, eu am dreptul să vin cu o altă părere. Da. Am dreptul ăsta. Aveți drept. Păi și atunci, de ce mi se bagă pumnul? Mi se bagă pumnul în gură. Nu vi se bagă. Vi s-a explicat faptul că proiectul nu poate fi depus în Consiliul Local fără acel aviz. Scrie clar în lege, lipsa avizului înseamnă nulitatea proiectului. Pentru ce mai ridicăm mâna acum, dacă tot nu omul nu-i vinovat cu nimic, el fie fi plăcut, dacă vrei, mata să chemi și... Cum vrei? Nu, domnul consilier. De exemplu, acum, deci, dacă m-ai înțeles, poți la principală și să spună principală. Să hotărăm un alt nume de stradă, plăcuțele nu sunt comandate. Nu sunt. Nu sunt. Este o chestie foarte bună. Nou una, strada principală, de la intrare până la ieșire. Ce așa vreau? Asta e procesul exact. Era simplu. Cine a spus ceva de altfel? Păi, nu mai viitoare, că ești proiectul. Mai bine luna viitoare, îți mai gândești cineva la o altă. Dar nu trece. Nu știu, hotărât. E problema din altă. Asta este problema. Hai, și pune-l la vot. Eu i-am hotărât cu locul nostru. Este un amendament? Să întrebăm dacă aveți amendament. Da, vi l-am spus care e amendamentul. Spuneți-l ca să pot să-l notez. Deci, tot ce este pe șoseaua județeană să numească principală de la intrare în comună până la ieșire. Asta era amendamentul. Deci pe nu umblăm cu Alexandrie, cu Bălcescu. 252. Da, va avea aceeași denumire de la intrarea în comună până la limitarea. Am și ochelari. Nu e așa că e scris, parcă ar fi la bancă. E ce-i doar era și denumire. Păi cu moșturi, ochelari. Păi, tocmai ce am spus, că dacă s-a aprobat amendamentul ăsta, nu mai putem vota proiectul, că nu mai e legal. Asta a spus. Păi, dar asta a spus-o eu. Și de câte am înțeles, conform legii, nu poți avea și două denumiri în aceeași comună. În aceeași sală. La aceeași comună. Deci pune amendamentul, că toți n-am. Principalul. Cunoște un pic de aici. Trei. Mă luați așa ca de neagă. Pune la vot amendamentul? Nu, un pic, ca să lăsăm gluma la o parte. La noi, în comisie, domnul consilier Dămoca a spus că o parte din cetățenii, că nu chiar toți, o parte care au discutat, au spus că s-au venit cu ideea că strada cimitirului, vorba de cimitirul Cartoare, parcă sună cam urât și ar fi vrut să se numească fie preot Iosif Budău, contact. Că a fost preot acolo în satul la... Noi am vrut să facem, dacă îi dați voie, preot Cozaru. Și nu a fost de acord, trebuie acceptul părintelui și... Așa, eu n-am zis și eu Cozaru. Dar în cazul în care rămâneți ceara vieți de la prefectură, că se denumească preot Iosif Budău, înseamnă că proiectul de hotărâre noi o să-l discutăm astăzi. Iar și privește denumirea Vasile Alexandrie, eu chiar mă simt mândru că stau pe strada Vasile Alexandru. În ceea ce vreau să pot să spun, a fost una singură făcută atunci la două zile după ce a ajuns. Eu atunci am anunțat că nu pot să ajung. Iar după aia, eu am descoperit târziu listele că am văzut proiectul de hotărâre. Rămânem, da. Dacă o să inițiem un proiect de hotărâre, până să fac propunerea și schimbăm dacă o să fie de acord sau dacă o să nu. Nu rămâne așa. Nu mai amânăm, tot mai amânăm. Dar amendament, dacă mai aveam ceva de spus. Amendamentul să fie propus în fața Consiliului. După cum am înțeles, legea... Da, ești mai jurist ca mine. Domnul jurist. Te rog frumos. Vreau să văd diploma prima dată. Da. Când vrei. Deci, vă trimiți prin fax. Vă spus băiatul că legea spune clar. Așa, deci nu are ce căuta amendamentul, eu zic, da? Să pună la vot, domnule. Păi da, să pună la vot, să pună la vot, dacă treci, dacă nu. Pune la vot proiectul numărul 1. Care e pentru? Amendament. Care e pentru? Votul pentru. Aveam o completare. Haideți să facem completare. Noi în 2017 am cumpărat numere de case de la numărul 1 la număr nelimitat. Nu că te domnul, că te numești. Deci numele aia nu se pot folosi. Nu se pot folosi, se pot refolosi. Doar jumătate.
o facem, nu se fac, o cheltuială inutilă. Urmând restul să facem, da. Să spuneți la vot amendamentul domnului Crețu. Posibil, să nu niște biciclete. Da. Votul pentru. Care e pentru? Avem 1 împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și asta înseamnă că abțineri mai avem 4, da? Matematic, da? Amendamentul a fost respins. Spuneți la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Gata. Mulțumim. Votul pentru. Împotrivă. 1 împotrivă, domnul Crețu. Abține. Nu avem. Abțineri? Avem o abținere? Nu. Deci avem 14 pentru și 1 împotrivă, da? Proiectul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea și organigrame și a statului de funcție a aparatului de specialitate în primarul comunei Mojești de Zâmba Domnului. Da. Aici. Zâmbator primar domnul Sora Băiului. Da. Venim cu propunerea cu înaintarea de proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a aparatului de specialitate a primarului comunei Crucești. Ați primit la mapă referatul de aprobare, cred că mai vin cu citirea referatului expunere de motive. Avem două, trei modificări. Primul este la punctul 1, modificarea structurii și denumirii compartimentului achiziții publice implementare și înființarea monitorului oficial local. Nou compartiment ar fi aportat denumirea de compartiment, tot la fel, adăugarea și monitor oficial local. Postul este prevăzut deja în organigrama veche. Apoi, la punctul 2, suplimentarea organigramei a statului de funcții în compost de referent 3M în cadrul compartimentului tehnic urbanist, funcție ca contractual, în conformitate cu numărul maxim de posturi aprobat prin ordinul prefectului. Această modificare a avut la bază necesitatea existenței unui post care să acopere atribuții specifice serviciului de salubritate, inclusiv obligația ce ne revin în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. La punctul numărul 3, modificarea denumirii postului vacant muncitor de întreținere la serviciul de deservire, postului vacant de muncitor de întreținere, muncitor calificat, în paranteză tractorist, așa cum ați văzut, am achiziționat tractor și remorcă și cu toate utilajele care le-am aprobat, urmând ca să facem spre concurs postul de tractorist. Așa. De cel de la salubritate? Potem? De cel care spune că este vești salubritatea aveți o om sau veți face pe cel scoate la concurs. De asemenea, a fost actualizată difunzi de la portalul modificările personale, care a avut loc în cadrul specific local. Noi am avut până acum 31 acum avem, conform noului cod administrativ, 32 de posturi în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Crucești. Propun spre aprobare prezenta organigramă și stare de funcții cu modificările pe care vi le-am specificat. Practic trei modificări sunt. Da. Aproximativ trei. Da. Ca și număr sunt trei. Cu toate că și a patra e tot la număr. Ca posturi sunt trei. Nu. Două. Pentru că ăla se mai adaugă practic numai monitor oficial la compartimentul respectiv. Urmând ca două posturi să fie scoase pe concurs, în funcție de legat și de un proiect următor, noi avem în vedere că am demarat, dar o să discutăm la partea de rectificare bugetară pentru cubele, am gândit că este necesar un post pentru partea cu serviciile de urbanism, de salubritate, iar al doilea, având în vedere că am achiziționat tractorul remorc cu lamuri de zăpadă, sărăriță și toate ceea ce vedeți dumneavoastră în curte, am
venim cu propunerea de a scoate, a înființa, deci modificarea postului de muncitor de întreținere în muncitor calificat tractorist, pentru că trebuie să fie cineva, dar ne-am discutat și chiar vrem partea, având în vedere că lucrează cu remorcă și chiar una dintre condiții va fi să aibă și cartier de rutierii, cel puțin un tractor de rutierii. M-a spus, cineva care știm, eu știu specificații ei care au venit, zic, domnule, e păcat să dăm la cineva care nu știe să muncească, e păcat. Și atunci mergem pe cineva care să cunoască, și cineva care să lucreze numai persoana respectivă pe acord, ca să nu fim nou, să nu avem alte probleme. Mulțumesc! Dați scriere la cuvânt pe numele. Deci, domnul, permiteți, domnul președinte? Da, domnul. Aș vrea să vă spun întrebare. Da, cum să nu? Spune părerea. Aveți aici, la compartimentul de servire, aveți... Da. Da. Deci nu ar fi bine ca noi în momentul ăsta să avem și un autorizat în plus. De exemplu, mă uit la buldoi excavatorul ăsta, sunt momente în care nu-și face treaba. Că un om ori pleacă o zi, două de concediu, poate trebuie să intre într-un medical om. Da. Deci nouă ni trebuie pe lângă ăștia doi care să-i avem autorizat, spun cu părerea. Bun. Problema este felul următor. De acord cu dumneavoastră, dar ar fi bine să avem unul dintre cei existenți, ca să mai aducem unul să fie acolo cu un atestat, da, un atestat de, pentru bulto excavator, da. Nu stimele, nu văd un om care nu ar putea lucra, care neapărat, care, da. Deci se poate autoriza și el. Da. Asta, deci trebuie atestat, nu autorizat. Atestat. Atestat, autorizat, cum vezi dumneavoastră. Să fie unul în plus. Da, corect. Mulțumesc. Dar dacă întrebă la proiectul domnului. Eu vreau să întreb domnul primar referitor la regulamentul care trebuie să respecte aparatul de specialitate. E ok ca angajații primăriei să participe la meeting-uri electorale, să poarte inscripții cu partide electorale, să pună prin sat afișe, bannere electorale? În timpul serviciului, nu. În timpul liber? Ok, chiar și în timpul serviciului s-a întâmplat. Dacă aveți, deci, și aveți... Deci în timpul liber spuneți că e ok. Să nu. Eu din câte știu un regulament specific, angajați primării nu au dreptul și nu e ok să facă politică. Da, da, dar de ce zice da? Singurul care are dreptul să fie membru de partid, sunt eu. Simpatizant poate să fie simpatizant. Funcționarii publici nu au dreptul să facă parte din conducere ale partidului. Doar să aveți în vedere că unii angajați primării în timpul programului mai fac și altul. Nu spus membru de partid, adică ce fac în timpul programului la asta. Poate nu facă ca așa de membru. Da, depinde pentru cine pune fiind membru de partid. Ați înțeles și vară. Așa atunci era nu mai era primar de partid. Da. Iar pe site, deși noi am mai aprobat de nenumărate ori aparatul, nu mai e actualizat în 2017. Organigrama? Eu, deci dacă dai, sunt din 2017, cele vechi. Ok, am înțeles. Am făcut dacă le zăm, eu am postat hotărârea cea din 2018. Da. Aici cred că va trebui să vorbesc cu cei care se ocupă de site, pentru să facă o modificare ei în site. Oricum va trebui să facem o modificare și va trimite documentația la cei care se ocupă de site. Va trebui să apară pe site separat monitor oficial. Așa ne obligă codul administrativ. De-aia am și făcut acest modificare de compartiment. Tocmai asta vreau să întreb. Deci este două posturi. Unul e pentru muncitorul care e tractoristul, care... Da, noi avem mai multe posturi vacate, așa cum vedeți urmează. Sunt cele două care... Sunt două posturi în plus care le-am venit de la prefectură. Nu, un post în plus, nu l-aveam. Deci unul înființat nou, cel de-al 32-lea post, și am gândit să-l duci înspre salubritate, pe urbanism, dar cu probleme de salubritate. Și al doilea este modificarea, practic noi l-aveam vacant, dar eram muncitor de întreținere. Nu scria necalificat și vrem să dăm partea asta de calificat. Compartimentul ăsta cu monitor oficial, da. Urmează să fie angajator. Da, istoric este. Să-i consilier unul superior. Așa va trebui să fie. Postul de o persoană care nu cred că s-o găsesc.
așa recent, așa repede. Acum se găsește. Dar deocamdată când o să fii în momentul în calitatea postului trebuie să păstrăm, nu putem să... Ce calitate v-ați să aibă pe cine de referent sau de consilier? Nu-i de referent. De referent. Referent. Da. Da, tot. Mai se deschid la cuvânt, dacă... Ați întrebări la acest proiect? Vot. Hai, spune-mi la vot pe proiectul numărul 2. Care-i pentru? Împotrivă? Abține? Dăm unitate, da? 3. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comun de Orgeș, rezultatul Ministerului de Investiții la data de 24.10.2019. Se aduc un primar Sora Băiori. Da. Înainte de a da drumul la expunerea, să vă spun de ce vorba cum înaintea proiectul de hotărâre, într-adevăr, ar fi trebuit să aveți în mapele dumneavoastră și un deviz cu cheltuielile și un plan în ce ar consta prezentul proiect de hotărâre. Eu îl am aici, dacă vreți facem o copie și trecem la toată lumea sau trece din mână în mână, nici nu știu cum să, cum zice dumneavoastră, cum credeți dumneavoastră să fie bine. Eu în momentul când am inițiat, când am dat drumul la convocările respective, nu aveam în posesie acest deviz cu ele, pe categorii de lucrări și cu tot ce, și cu planul. Așa. Deci, practic, ne avem prinși bani în cadrul comunii, încă pentru căminul cultural recătăru, în bugetul inițial. Prezentul proiect de hotărâre are două părți. Unu, schimbarea denumirii, pentru că... Poți să mă uit un pic de vizit? Da, cum să nu, dar facem copii, dacă vreți, mă buteați, sau mergeți de mână în mână, doar nu e nicio problemă. Schimbarea de numire, de modernizare și dotare pe mâini culturală Cătău, prin sprijin investiții, la reparații capitale, la instalații electrică a căminului cultural Cătău, în sumă de 70, zicem noi. Noi avem prinși pentru modernizare și dotare cămin cultural în proiect suma de 50.000 de lei, urmând ca 20.000 de lei să facem virament în cadrul același capitol de la bunuri și servicii, de la capitolul bunuri și servicii. Dacă vreți, vă dau și capitolii, dar capitolii la titlul investiții și reparații capitale. Deci astea, practic, în mare, ar conține prezentul proiect de hotărâre. În primul rând, schimbarea de lumini, de la modernizare și pentru că rămânând așa, ne-a trebuit proiect și asta însemna că nu am mai putea să facem lucrările respective în reparații capitale la instalația respectivă și al doilea suplimentare a sumei de la 50.000 la 70.000 de lei. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări la acest proiect, vreți gând la cuvânt? Da, este un lucru. Nu știu ce pe mine. Aș vrea să-i răpământ. Chestea este deschisă. Domnul Dâmbuc, aveți cuvânt. Domnul Dâmbuc. Eu am specificat în cadrul ședinței de comisii că era normal să vedem un deviz de puteam. Da, m-am spus încă o dată. Era bine atunci dacă puneam, la comisie eram, puteam pune la dispoziție. Ideea de bază care este? Este că banii vin dintr-o sursă pe care noi o preconizasem că o să se ducă spre un proiect pentru o cofinanțare, pentru un proiect mai amplu. Noi am mai avut proiecte depuse pentru căminul Răcătău care au fost respinse, de fapt. Nu, au fost respinse. Sunt eligibile fără obținerea finanțării. Eligibil, dar nefinanțat. Tot acolo. Ei, domnul, da. E altfel, de ce zice dar? Nu obțin finanțare. Da. E eligibil, dar dacă nu-i finanțare... Anul ăsta. E voință, dar nu-i putin. Da.
Suma e mărișoară. O să fac lucrarea o firmă din exterior sau o să lucrăm cu persoane calificate din cadrul comunității? Nu. Din punctul meu de vedere, vom lucra cu o firmă din exterior care ne va da garanții lucrării și toate, la toate lucrurile. Asta este... Da. Suma e foarte mare, cum pentru o lucrare de reparații. Dacă vrei să mergeți, auziți, dacă vrei să mergeți să vedeți cum arată instalația, același lucru l-au avut reacția colegii mei, doamna contabil, în momentul înainte de a-mi da avizul. Tot în comisie s-a discutat că practic acolo nu prea ok să organizeze la momentul ăsta evenimente. Dar acum vin, mai devreme s-a discutat să facem baluri acolo, deci n-avem instalație electrică bună, nu. Dar vrem să facem baluri în bude. Chestia asta pleacă, dacă îmi dați voie, de la ultimele evenimente în care s-au executat o nuntă și o l-au făcut o boxă la cineva. Spre bucuria mea, ca să nu zic așa, nu s-o adreptat spre noi, că putea să îndrepte spre proprietarul spațiului și să facem dovadă dacă... Ați înțeles? Da. Atât, mulțumesc. Da. Domnul Sofie, eu sunt care este instalație electrică. Domnul primar, n-a specificat, eu nu cred că e vorba de reparații, vorba de refacere instalație, de făcută de la ala de reparații. Reparații, dar e refacere, practic. Vă rog. E reparație. Noi am prins-o pe reparație, dar e refacere. Practic se scoate toate linurile celor. Știu că atunci când s-a reabilitat căminul, s-a făcut și instalația electrică. Numai că nu știu cum s-a făcut recepția, din li s-a dat voie să plece și să ia niște bani. Într-adevăr, instalația electrică de acolo este la pământ. Chiar nu se mai poate folosi. Deci mai fost plătit odată. Da. Deci sunt trase cabluri peste tot, nu sunt puse cum trebuie, prin furtun, cum ar trebui. Am fost acolo, da. Aceeași reacție au avut-o și colegii de aici, nu se poate. Ne-am urcat în mașină și am mers acolo. Vis-a-vis de cheltuieli, chiar... Eu mi-am făcut o instalație electrică și toate astea sunt dublu capriț acum, față de ce era anul trecut. Suma nu cred că este, la o mărime așa a căminului. Da, avem, m-am spus. Da. Eu voi fi de acord cu votarea. Chițu, exact, ce trebuie, ce avem prin firma respectivă, ne-au trimis prin devizul respectiv. Exact, cât e priză, un loc, cum se montează, tot. Domnul Boc, ce vroiam să spun la acest proiect de hotărâre? Știu foarte bine, a fost să investi foarte mulți bani când s-a reabilitat acea hotărâre. Cum este posibil ca acea firmă care a luat atâția bani să nu dea o garanție ce a făcut acolo? Cum noi nu suntem în stare, primăria Horgești, avem și avocați, avem tot ce ne trebuie. Nu suntem în stare să tragem la răspundere acea firmă, să ne spună prin ce metodă au reușit ei să ne păcărească la urmă. Pentru noi o lasă ca primar. L-a preluat. Dar cel ce a fost înainte, nu au avut niște semnături de la, știu eu, ce consilier sau ce echipă au pus ei acolo să verifice și să dea drumul la 2009. Bun. Consilier că a fost nimeni în comisia de recepție în 2009. Cum să nu fie? Nu se poate așa ceva. Deci haideți să... Poate să-ți o viață asta. Eu sunt de acord. Cum n-arăta așa, dar între timp a fost o defecțiune atras cineva că a lucrat în fire, că fire nu erau afară. Nu, să știți că de la început au fost. Au fost bază. Au fost locuri din el, s-au pus tot ce era în proiect, vă spun eu. Inclusiv tabloul. De la panou? Da. Tabloul ăla e mai mult de formă pus acolo. Deci totul e pus la vedere. Cum să faci bal acolo? S-a închis tot, nu s-a luat nimeni. Dori, ia un special, nu așa l-am învățat. Nu mă pricep la un motor, îl iau pe unul care îți pricep. Băne, ia spune-mi, cum stă motorul ăsta? Merită bani un moment? Trebuie. Cei care au semnat bănuiesc că nu că au luat bani, să dă bani acolo. Nici nu e o interesat ce se dă. Adică să ne gândim mult mai mult atunci când facem recepții de genul. Mult mai mult, pentru că sunt banii noștri altor. Și în loc să dăm la o bătrână o căruță cu lemne sau la 7-8 și la un copil să învețe carte, investim acolo alți bani.
70.000. Vă dați seama că încă un miliard mai băgăm acolo. Nu sunt de acord. Dar haideți să încercăm să, da, știu de ce îmi presiune. Voi vota pentru, dar am așa o mâhnire că cei ce au fost atunci au fost, să le zic, niște oameni care n-au gândit. Ca lume, de la început. A fost o comisie de recepție, a fost. Da, a fost. Și nu avea nici nu s-a pus contoare, nimic. Vreau să schimbăm denumirea la Căminul Cultural, că tău la ceva care nu mănâncă bani din primărie. În acelor la Căminul Horgeș să punem o centrală, nu s-a făcut, că e biserică. La Cătău, băgăm și băgăm, îl facem din nou de trei ori Căminul ăla. Tot e de refăcut. E nou, dar tot e de refăcut, tot timpul să le faci. Atât am nu s-a aprobat. Am cerut și eu o sumă să o mutăm, să punem o centrală și la Horgeș. Dacă îmi permiteți, ar mai fi ceva de completat la punctul ăsta de hotărâre, și anume că în urmă cu două săptămâni au avut loc ultima rectificare bugetară de Guvernul României și Comuna Horgeș a primit fix suma de 0 lei. Cam acolo contăm noi pentru autorități. În timp ce comunem din jurul nostru, au primit sume cu mușele de peste, de la 2 miliarde în sus. 2, 3, 8. Cam asta e. Mulțumesc. Sunt astea întrebări? Să punem la vot proiectul numărul 3. Care e pentru? Împotrivă. Abțineri? Două voturi împotrivă avem, da? Domnul, aș vrea un amendament pentru asta. Nu, atunci rămâne atenția primarului. Domnul primar. Abținerea mea una, da? Și două împotrivă, da? Două special pentru. Atenția domnului primar, dacă se poate, acea firmă care a lucrat, să fie dată în judecată. Cei ce vin acum și fac ceea ce fac, să-ți prodore, aici nu s-a pus aia, aici nu s-a pus aia. Și cu devizul lor, să-i mergem și dăm multe capcări. Să-i învățăm mici și mai facă păcăre. Dacă îmi dați voi, Anatem, să-i răspund. Da. Și un de vedere juridic, eu nu mă pricep la juridic, dar atunci, după 10 ani ne trezim că lucrurile nu sunt bunii făcute. Dar dumneavoastră, când ați intrat primar, știu că spuneați, vă nu e aia, nu e păi aia. Păi... Și s-a făcut un demers către firma aia. Știți că există instituția prescripției dreptului la acțiune, domnul Costa. Știu, domnul secretar. Calculați din 2009, 3 ani de zile. E târziu, dar se putea mai devreme, să știți. Ei, o fată, și mi-a dat avizul de ieșire. Să facă luna acolo. Acolo să mai lași bani la negru de aia, eu nu știu cum dormi asta, dar e cheia și nu ți-e frică. Dar eu am reprezentat de acolo, dragul meu. Da, da. Ar trebui să... Rău, nu mai dorm atunci. Nu, nu, nu capra, n-ați vedeți, vedeți partea imunică lucrurilor. Ferească Dumnezeu să se întâmple... Dumneavoastră, vedeți lucrurile foarte detașați dincolo de masa asta. Da, hai să o să se întâmple, o să se facă. Dar dacă se întâmplă, ce faci, mă, mă, trebuie să se întâmplă la colectivă, da. Aha. Atunci ai vedem ce frumoasă. Spuneam, puteți să demarați dacă tot a trecut. Da, domnule. Luna noiembrie se înceapă, se facă. Imediat, deci după dumneavoastră, dăm drumul la achiziții. Deci mâine vă dăm drumul la achiziții ca să dăm drumul ca să poți termine până la sfârșitul anului. Proiectul număr 4. De câți ani de capra, domnul Băgăsă? Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional al contractului de delegare și serviciile publice de dezalumbrare, numărul 7041, din 26-10-2018, încheiat între UAT Comuna Horgeș și TC Soma SRL Bacău. Inițiator primar de la Bă Gheorghe. Aici e capra. Aici e capra. Aici e capra. Mă ajutăm. Dar cum pleca băieții? Spune-l la cuvânt. Haideți să vă prezint expunerea. Așa cum mulți dintre voi să spuneți acum că le luăm ceea ce în ședințele nu s-a votat. Condiția pe care dumneavoastră a spus-o în momentul respectiv a fost pentru achiziționarea de puberi. Vreau să vă spun că în data de 8-10 am făcut achiziția, ce poate vedea pe site-ul nostru, de 1000 de pubele la 120 de litri. O să mă întrebați acum de ce 1000 de pubele, că am avut și... Pentru că
la suma respectivă am putut negocia și ne-a făcut un preț estimativ de 63 de lei fără TVA. Cantitate, cu transport asigurat, cu tot, cu tot, cu tot. Deci ne ajunge în jur de 73 sau 74 de lei, dacă facem 63, ori 9 dată, da. Da. Ne ajunge 75 de lei, 74, 9, 7, 75 de lei o pulbelă cu tot cu TVA. Asta achiziția se face la prețul fără TVA. Am obținut prețul ăsta de direct de la producător, se zice Napochim, Cluj-Napoca. M-am spus, cu cât a fost cantitatea mai mare, am putut să negociem asupra prețului. Nu condiționăm, v-am spus, condiția dumneavoastră a fost chestia asta, din momentul când n-am făcut deocamdată, avem timp de 30 de zile să facem, să dăm drumul la contractul de livrare, deci la ordinul de livrare. Așteptăm să deci condiția pentru aproba actul adițional ar fi îndeplinită, urma după ședința Consiliului Local vom da drumul pentru ordinul de livrare și semnale contractului și apoi... Să colecteze... Bun. Aici se pune a doua întrebare. A doua întrebare se pune în următor. În momentul când am fost atât de entuziasmat cu bombele ușii, am discutat cu cei de la Soma. Care s-am zis în următor. Domnul meu, luna decembrie, cred, în luna octombrie, am avut un act adițional care n-au făcut valoarea la contractul pe care l-am făcut anul trecut. Noi intenționăm să luăm pubele. Valoarea tonei de gunoi menajer de la el. Și atunci, cum vreți? Am zis, de în poartă în poartă, exact cum scrie la... Nu, așa. Zis, scrie la ei, poartă. Diferența scris, este destul de considerabilă. Deci e vorba de, dacă acum se ia 180 de lei tona, la punctele de colectare, contractul pe care îl avem acum, se va ajunge la 244 de lei tona. De asta zic, am dat drumul la contract. Deci, am dat drumul la contract. Să nu riscăm partea cealaltă, să avem pubelele, să le dăm la oameni și să nu... S-ar putea să scadă cantitatea enorm. S-ar putea să scadă cantitatea. M-am dus la... Nu mai prostii. Am venit acum la cu dumneavoastră. Și la două dumneavoastră. Aici așa iau acest curs pe aia de roșii. Cu căruța, nu cu roa. Să vedeți ce este la aici. Exact, bine. Și că a zis cumpărit copacul. Dar să pot vedea ca vine 5 minute ușor. Ar trebui să vedea ca vine 5 minute ușor. E doar mă să scadă ca tutate. Vă spun, cel puțin la jumătate. Dacă nu mai mai... Eu vreau... Nu, nu, nu. Atenție, eu v-am prezentat situația. Deci eu am fost, am discutat, avem și deja de vis trimis de către Soma. Domnule, cât va costa tona din momentul când iei din poartă în poartă? Și mi-au făcut oameni, calculul mi-au înaintat suma. Domnul primar, totuși, stați în urmă. Domnul primar, mă scuzați. Hai pe rând. Noi am aprobat un plan tarifar. Da, domnul meu. Și nu trebuie să... Ați înțeles. Bun. Planul tarifar se referă la persoane. La număr de persoane. Da. Deci, bun. Începând cu 1 ianuarie, îți plătești la... plătești cât arunci. Ordonanța 74. Noi plătim la tonă. Adunate, împărțind tonile. E o chestie aritmetică. Da. Deci, tonile, pe comuna Horcești, de exemplu, face 500 de tone pe an. Oricât-i, cât-i tona, la ora actuală, 180. Mulțim chestia respectivă și împărțim la numărul de persoane care sunt cu declarații de salubritate la noi. Și iese o anumită sumă de plată. Așa se va face calculul. Estimând asta să facem, noi avem cum să știm noi ce cu noi se va face în anul 2020. Oricum se va face mai puțin. Bine, noi facem la nivelul, noi facem la nivelul 2019. Nu avem de unde să știm noi ce se face. Și atunci vor înmulți cu 244 și împărțim la numărul de persoane. Va ieși în loc de 4 lei cât plătește, s-ar putea să plătim 6 lei. Ați înțeles? Asta vreau să vă explic. Dar graficul ăla nu mai este valoare. Nu mai cadrăm în... Graficul, dacă... Țin să vă reamintesc, pentru că și împreună am discutat chestia asta, graficul spune 6 lei și vreo 9,7, la care noi am venit cu 4,13 și subvenționa cu 2,66, vă reamintesc chestia asta. Deci, atunci tot noi spun hotărâ modalitatea de plată.
doar tot în Consiliul Local. Vârtiți vă anunț că în luna decembrie vom discuta impozitul și taxele. Și atunci, având în vedere calculul, vreau să luați în considerare, de asta vreau să vă spun. Că mi-a luat chestia asta și am zis, da, domnule, achiziționăm, dar discutăm cu Soma să știm cât ne costă tona ridicat din poartă în poartă, cât ne costă din momentul noi ăsta. Acum mergem pe cât spune ei că au ridicat nu, din comună? Ei nu, ei merg, noi nu. Este situația pe care nu care spun ei. Situația de cântar care merge la groapa, la celula 2. La care se duce, numai ei. Am o vorbă, Aci, Brice și toată lumea. Și la ora asta se pune toată lumea, tot se pune acolo. Tot se pune acolo. Tot spune că angajează o persoană care să fie responsabilă. Deci, eu, acum asta vreau să aici, la tot ai deschis. Ideea în momentul, ideea când... Da, o mașină poate ia 5 toni, poate ia 10 toni, nu știu cât e capacitatea. Depinde de greutate, dacă pune frunze, sau copacul cu tot cu flori și de la Recea. La poartă nu o să-ți mai convine ca să pui copacul în ea. Da, nu, așa zic și eu. Nu, n-ați înțeles. Nimic. Dar, estimativ, trebuie să gândim la nivelul ăsta. Da, poți să costa mai puțin, dacă punem cântare, cântare unui curs și alții dă mă. La doua cântare. Pe de altă parte, pe de altă parte, mulți se plâng că nu plătesc domnule gunoiul la primărie, pentru că nu am așa, am pubera la poartă. Cu ocazia asta, i-am pus pubera la poartă și atunci este obligat să-și plătească datoria. Un motiv de plâns o să găsească, nu o face nici. Problema este pe următor. Că cei care au plătit, au plătit. Chiar dacă nu au avut pubelul la poartă, tot au plătit. Da, dar sunt mulți care au plătit deja. Da? Bun. Recunosc chestia asta, deci nu s-au dus, care nu au dus gunoi. Ați înțeles? N-au dus gunoi. Sunt. Da, sunt. De ce tu nu recunoști? Ne ascundem după dege, n-are rost să ne ascundem. Bun. Problema este pe următor. De asta zic, eu după discuții cu noastră, gândim și o să venim tot cu un proiect de hotărâre, nu știu dacă e extraordinară sau la ședința din că după ce facem achiziție, o să vină. Și o să vin, vă spun de pe acum, un proiect de hotărâre în care să vedem modul de atribuire a acestor pubele. Să vă dați seama, 1000. 1500 acum. Aia de 500 le dăm, cu toate le discutăm. Alea 500 nu putem le da decât cu titlul gratuit. Le-am luat cu titlul gratuit, le dăm cu titlul gratuit. Atunci o să vin cu vorbim cu cele de 1000. Așa. Și atunci discutăm cu un proiect de hotărâri în care hotărâm împreună modalitatea de atribuire. Ați înțeles? Și atunci venim cu proiectul de hotărâri pe care îl vom discuta în una ca să avem pubelele. Dacă nu avem pubele, deocamdată, v-am spus, sunt la achiziții. Am dreptul 30 de zile și dați drumul la contractul de altfel achiziția e nulă, dacă nu facem următorul pas. De asta vreau să vă spun. Deci, investim 75.000 de lei. Mai mic și gata, împărțim suma de 1.500. Asta nu, fiecare le gândim în momentul ăla. Deci o să vină în luna noiembrie, vreau să vă spun, vom înainta un proiect pe care e atribuire. Și atunci ne vă spunem. Deci acum discutăm numai de achiziție. Deci se cumpără pubele, da? Da. Și proiectul ăsta de hotărâre privind licitația cu tehnicien? Nu. N-am ajuns până acolo. Păi vă spun o întrebare. Da. Asta e la urmă. Proiectul ăsta de hotărâre. Nu l-am știut el până astăzi. Dacă licitația câștigă Soma sau unul, da, comuna Hotărâre, da, ăla nu este obligat ca la toate comunele să vină cu pubele. Noi avem 500, se mai aduc el, diferența de 1000. E obligat sau nu e obligat? Vă spun. Deci, nou câștigător al licitației are obligația să doteze toate gospodările cu pubelă. Da. Licitația asta se ține de 3 ani. Mai durează 3 ani. Dacă vreți, dumneavoastră, eu de ce am venit să discutăm chestiile astea împreună? Apropo, domnul zice, domnul Claudiu, că nu luăm noi decizii, dar hai să o discutăm împreună, să ne asumăm împreună. Luăm pubelele astea sau mai stăm? S-ar putea să dureze licitația asta, să se termine, da, să se termine mandatul de primar și de Consiliul Local și noi să nu avem pubele. Există riscul ăsta. Asta zic. Eu văd aici că spune că la ora actuală, Curtea de Apel, vot stabil, vă respins, să reia procedura de licitație, deci nu mai e nicio treabă cu Curtea de Apel. Da, poate la altă etapă să mai conteste cineva și atunci ea la proces. Asta este. Deci, încă o dată discutăm deschis, luăm o decizie deschisă. În condițiile astea, înseamnă că din tot județul Bacău, comuna Hârjești a fost
reprezentate, nu 22, celelalte 22 de comuni au puterea de domne. Toți am. 22 de comuni care în proiectul ăsta de când eram secretar. Au puterea, au tot. Numai la noi când o ținut licitația, când deja domnul Stavarachi, Dumnezeu să-l ții acolo, cât mai mult, sănătos, așa, și-o a exclus comuna Horgești, printr-un contract. Nu e exclus, ne-am auto-exclus. Noi ne-am exclus. Auto-exclus în sfârșit. Eu am văzut, v-am mai spus chestia asta, am văzut ISPA, contractul care spune la dreptul comunei Horgești, serviciu propriu de salubritate. Bun, eu nu cred totuși, până la urmă, nu cred tot. Înseamnă că nu înțeles în sensul propoziției domnul care a semnat. Și acum, în momentul de față, noi luăm pubelii. 1000, blocăm acolo 70.000 de lei. 75.000 de lei. 75.000 de lei. Blocăm 75.000 de lei acolo. Avem nevoie de bani pentru cofinanțare gândă, așa. Blocăm și în ianuarie ne trezăm prin astea două luni de zile, câștigă unul licitația. Și vine și spune, băi, uite, ți-aduc pubelii. Băi, nu mai trebuie că... Și atunci ce facem? Deci cu două tăiușuri chestia. Avem câte două la fiecare gospodărie. Da, dăm câte două puteri. Și atunci ce facem? Atunci ce facem o ședință, să dăm cui le dăm gratuit, cui le dăm cu bani ca să ne recuperăm. Iar la tine numai. Păi nu, pe cele ca să recuperăm banii de la cine? De la mine, de la ăla, de la... Dăm gratuit. Probabil că o să vă orientați foarte bine la persoane care au ajutor social, cât și mai nevoie. Noi venim cu propuneri. Bănuiesc. O discutăm. Vă orientați la pensionare, și la pensionare au mărit pensia, pensie de 8 ani, nu se plătească, și vă să vă orientați la pensie. Și mi se pare că ne cam grăbim cu cumpăratul, dar nu-i nicio problemă, vă zic un local. Băi, pentru dumneavoastră a spus condiția, noi am îndeplinit-o. Am spus și eu condiția, eu am fost printre cei care n-am pus condiții. Și am zis că n-are nicio treabă, colectare selectivă cu menajer. Nici acum. Asta e părerea mea. Haideți, vă dă-o. Stimați colegi. Nu cumpăr pubelă, că stai lăsat la mărășită. Domnul... Am înțeles toate. Am și-o dreptul acum. Nu vă zic, am înțeles. Eu plătesc cu noi la Horgești, că îmi iau pubelă. Două. Haideți să respectăm cuvântul fiecare. Ați-i voi, domnule. Da, domnule, cum se poate. Pentru cine nu avem președinte aici? Țineți-l acasă. Domnul Gant. Și vreau eu să spun. Și insist. Foarte frumos, e de apreciat domnul Căliman, v-a spus ceea ce gândeam eu chiar în momentul ăla. Deci în momentul în care noi o să-i punem omului pubera la poartă, o să fie cu totul și cu totul altă... Păi asta nu ți-o eu, domnul Căliman. Da. Foarte... Nu, el a zis-o primul, atunci ce a spus. Da. Și eu primul. Nu contează. Nu mai contează, important că ideea este bună. Foarte bine s-a gândit. Deci o să avem marea surpriză, domnule primar, și... doamna viceprimar și cei mai este pe aici invitat, că o să plătim mai puțin decât acum. Vă spun cu răspunderea mea, poate mă credeți prea optimist, dar nu este adevărat. Omul singur își va organiza gunoiul ăla încât o să trezească cu belaienii jumate în întâlnirea ei. Pentru că nu mai pune bălga, nu mai pune copacul cu totul, cum spunea cineva pe aici, și începe și el să se gândească un pic mai european. Punem sticla la sticlă, plasticul la plastic și hârtie la hârtie. Ce-i rău când mai vine un rând de pubere? Nu-i nimic, în loc de una jumate, cum râdea cineva, o să punem trei și să aibă pentru fiecare în pas. Numai să fie culori diferite. Da, cu omul, dacă e în curte la el, domnul consilier. Dacă e în curte la el, vă spun eu că nu le punem mestecat. Știți ce face la contanile astea? Doamne, le toace invers, doamne, le toace invers, să nu se vadă scrisul, doamne. Atâta răutate este pintri. Aici e un caz fericit invers. Poate s-au văzut că alții o bolesc la subiect. N-am terminat. Uitați, a sunat-o pe doamna viceprimar dimineața și a zis, doamne, uitați-vă un pic, că peste tot sunt pubele de întors. Nu, dar și sâmbătă mai răspunat odată, le-am ridicat. Dumnezeu mi-a răspuns că le-am ridicat odată. Deci nu-i clar că noi trebuie să facem pasul ăsta. Trebuie să-l facem. Luăm pubere și dăm drumul la pubere, la fiecare în poartă. Părerea mea. Mulțumesc. Dacă v-ați întrebări. Da. Eu nu sunt edificat în ceea ce privește majorarea de preț, care să înțeleg că dacă după ce se ia pubelele și noi să vrem să-l ia din poartă în poartă, se veni din nou cu proiect de hotărâre prin care se majorează taxa cu noi? Sau automat intrăm cu ea la pubelele?
Deci se va face un nou contract cu suma, cu sumele pe care de tona va lua, dar ce bani știu eu. Ei, printr-o hârtie oficială, da? Ei au zis nou, ei la Forgești colectează din poartă în poartă. Nu, nu, acolo, bine, e interpretabil ceea ce a zis. Păi, dar mai devreme tot asta am discutat, vor colecta din poartă în poartă. Acum, dacă luăm totul și chiar vor colecta din poartă în poartă... Cadrul oficial este contract. Într-o adresă, poate a fost un copilpastă de la altă copulă. Chiar deci contractul este cadrul oficial. De exemplu, acum, de punctul ăsta de vedere, eu nu sunt edificat de ceea ce vrește majoritatea de preț și chiar o să mă să caut să văd ce preț plătesc celelalte comune. Să fiu convins că nu plătim mai mult. Și mai am un punct unde chiar vreau să fac un amendament. Referitor la proiectul de hotărâre. La proiectul de hotărâre. Până acum ați discutat numai la chestia de pubel. Referitor la înființarea celor 5 puncte publice dotate de două recipiente. M-am uitat la ședințele de la comune care sunt cele 22, Traian și Măgura. Ambele, una are 10 puncte de colectare, cealaltă 20. Deci vorbim deja de ceva. Nu știu, nu m-am uitat exact câte sate au fiecare, dar oricum n-au mai, sigur n-au mai mult de 7. Pe Horgești, cu siguranță, eu zic că ar trebui minim două puncte de colectare pe sat. În satul Horgești. Satul Horgești. Dincolo la Bănuiesc, cam peste tot e problema asta cu dealvoale. Da, două. Și dacă face minim două puncte de colectare, deja vorbim de peste 10 puncte de colectare care ar trebui în comună. Și aici chiar... Chiar o să... Vă rog să discutați să fie posibil acest lucru. Păi e proiect care prevede că noi vom avea 5 puncte de colectare. În proiect e prevăzut. Și noi putem stabili Somania. Și în ceea ce privește că s-a discutat că din start punem pubela și se va reduce calitatea de gunoi. Nu știu dacă va fi chiar așa. Că omul trebuie și învățat. Scrie acolo că dacă trebuie să oferim alternativă. Aparatele alea de compost care... Nu știu, nu mai sunt prin magazie. Sunt la oameni. Hai să le dăm oameni, hai să facem acțiuni de informare, de educare. Să înțeleagă omul că există alternativă, să nu mai pună frunzele în pubelă, Trebuie spus să nu pună orice, că altfel nu-i să ia pubelă de la acolo. Asta era varianta, în momentul când... Categoric. Și explicat clar, în momentul în care mașina de gunoi va pleca cu o cantitate mai mică de gunoi de la Forgești și taxa care va plăti cetățeanul va scădea. Asta-i, e simplu. Dacă mai sunt trebuie să amendăm. Spune. Unde l-a făcut proiectul numărul 3? Amendamentul. Care-i pentru? Numărul de puncte de colectare, de la 5 la câte? Ca să luăm. Păi nu, hotărâm cu toții. La 2 pe sat. Câte unul fiecare sat? Câte unul din jos, poate mixul. Și la galerie la fel, probabil. Galeriu... 10 metri. Merge, nu se va da și în spate. În prima, nu mă răsc mai rău. Dar cine mai pune acolo? Nu știu, 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 nu să punem un număr total. Da, un număr total. 7 ori 2, 14, zic eu. Nu, să luăm rotund. 14, 14 poate să fie nevoie de ce e într-un sat. Exact. Amendamentul ăsta va veni în cadrul anexei 1, care este actul adițional, și vom introduce un articol în actul adițional. Pentru că, pentru că numărul de puncte de colectare n-apare în actul adițional, apare în oferta SOMA. Și atunci noi vom deduce prin actul adițional documentul care se va semna, practic, cu SOMA și că va fi de gen trecut. Spuneți la vot amendamentul. Care e pentru? Împotriva, abțineri? Împotriva, abțineri? Avem unanimitate aici, da? 5 puncte, dar în adresa SOMA, nu e în cadrul adițional.
vot. Puneți la vot atunci, dacă mai este alt amendament, proiectul de hotărâre. Așa, da. Hai să mergem cu 5 puncte și am văzut două componente, 3 că era cutie cartonă. Și plastic metal. Așa, completat 14 puncte cu 3 containere, da? Pentru că e și sticla. Nu 14 puncte? Păi 14 am ajuns la un container. 14 puncte, atât de 3 containere. 14 ori 3? Te obligă hârtie, plastic și sticla. Da, foarte bine. Sunteți sigur că amendamentul ăsta nu va modifica prețul de per conectare pe tonă? Trebuia discutat. Pe tonă nu. Asta e prețul ne-am grăbit cu amendamentul. Pe tonă nu. Deci nu ne-am grăbit. În funcție de asta, domnul Dumnezeu ar fi mandatat să mai reducă din numărul din ăsta. Corect, corect, corect. Da, oricum să rămână pe 3 containere, 14 puncte, 3 containere, da? Da. Asta este amendamentul domnului Dămân, care a fost aprobat. Da, e bine așa. Și pe este nu, ne dădea de carton și plastic, da, mai pus și sticlă. Eu din ce am văzut, inclusiv se obligă să plătească ei malopera și lucruri pentru aceste puncte de corectare. Nu plătim noi. E foarte bine. Mai plătească și ei, ca vot pe proiectul formă amendată, da? Da. Voturi pentru. Care pentru? Avem împotrivă? Abțineri? O abținere, da? Deci avem pentru 14, că sunt prezentă opozitorii, da? Eu. Din perspectiva majorului prețului. Proiectul numărul 5. Liniuță. Referitor la aprobarea contractului de prestări, servicii având ca obiect servicii de prestări pentru câini fără stăpâni, din comuna Hoceriu de Bacău, în adăpostul privat al Asociației de Sprijin de Câini, situat în comuna Bătăian pe Zăbaș lui. Deci atât primar de la Băghiori. Nefiind domnul primar, noi am luat legătura telefonic cu cei de la asociație cu oferte, tot am cerut și n-am găsit că erau, fost singurii pe care i-am găsit. Și e obligatoriu proiect de hotărâre. Noi am căutat atunci când se punea problema cât e în reparație la grădinița Hocești să mutăm copiii în sediu vechi. Și era problema că sunt foarte mulți câini aici, la mai multe zone, dar aici și era pentru copii o problemă. Și am luat legătura cu ei și au spus că da, ar fi de acord să vină să facă toate aceste servicii, dar obligatoriu trebuie să treacă și prin Consiliul Local să fie o hotărâre pentru a putea încheia contractul. În rest, cu câinii, valoarea e destul de mare, cât e 700 și... Am văzut 700 de lei pentru câine. 700 pentru câine, da. Fără TVA. Da. Nu e vorba de la lună, trebuie să-i ofere acele servicii mele de minim două săptămâni, ce spunea, că minim două săptămâni trebuie să-l țină, dacă vin familii să-l adopte, da, dacă nu, de-abia apoi încep cealaltă procedură. Nu, ce nu arată înapoi și iar plăcem. Că era o ofertă, dacă vrei doar să-ți-l prindă, știi, și atunci trebuia să te ocupi tu de să dai loc unde să-l ții, să-i dai hrană. Problema nu este prinsul, că de prins puteau cam oricine. Problema este, sunt serviciile veterinare și depozitarea ei propriu spune. Da, toată la câine. Da, oricum prețul este mai, dar ăsta este în viață, mai s-am întrebat peste tot și chiar nu o să reușim toți câinii, dar sunt zone unde neapărat trebuie. Nu, am pornit atunci pe Orgești, v-am zis de ce, pentru că era grădința, dar acum grădinița copiii învață în cancelaria din școala Orgești, deci se poate atunci să luăm în calcul dacă sunt la școală la Răcătău, dacă sunt la... O să pornim întâi la școală. La sediul vechi, acolo unde e asistent social, de la blocuri sunt cel puțin 10 câini. Ușor. Femeie, problema mai mare, dacă dați voie, sunt și câini tot aliați, asta e toată chestia. Deci sunt aduși câinii ăia. Ăia nu sunt aliați care sunt la... Nu? Dar noi avem unul pe aici, avem unul ești tot aliat. Ăștia... Ia, dar și ăștia ne-un pic. Ăștia nu sunt respectatul. Eu am fie din comunitate. I-am spus de unde s-a pornit. Dacă vreau să ne evidență, nu știu dacă am nevoie să iei. Păi da, să-l țină legat, să-l țină undeva unii. Dacă iar o doamna Buzne, dacă iar o doamna nu știu care... Deci ar trebui să-i asigurize în cei veterinari, să-l analizeze și... Ia de ce să-l țină, că nu-i plin. Că s-i face... Cimentul când s-i prinde, o să-l sace doamna X, doamna X, spune că e al meu.
Și atunci îi aplică, vorbiți cu poliția, că am înțeles și poliția o făcut. Da. Da. Ți aplici o amendă doamnei sau domnului respectiv pentru lăsarea animalelor de supraveghere. Să le iei și să lege. Asta e legea. Sau dacă nu vorbiți cu firma aia, să-i prindă ca așa, îi scoate în marginea ta, cum și-i rezolv eu. Și nu mai dați bani. N-ai voie, ai voie. Filozof erai. Filozof erai. Ce l-ai spus înainte, nu mai vorbea cu firma. Eu asociație poate veni firmarea. Păi nu, dar vedea firma și n-ai venit să mai țâși și afară. Adică ia el acasă, asta au vrut să spună. E datează din 28 ianuarie, deci a durat un pic să iau oarecare măsură. Din punctul meu de vedere, s-a mers direct cu varianta extremă. Și marea problemă ca proiectul ăsta care e așa e că nu prevede o limită de buget și un număr de câini care va fi adunat. Deci dacă firma respectivă în cele două luni care vor fi subcontractate, ei vor putea foarte bine mersi să vină cu 100 de câini strânși de la Horgești. Iar noi vor trebui să plătim peste 4 miliarde. Să plătim o singură dată. Păi peste 400 de milioane, nu 4 miliarde. Oricum, e enorm, enormă suma. Ar fi fost foarte bine ca la acest proiect de hotărâre să avem un recensământ al câinilor, să vedem exact cam câți câini se estimează că sunt pe fiecare sat. Se dă doar acel număr de 10 câini din jurul fostei primării. Mult prea puțin, de-a zic. Probleme sunt peste tot. Se plânge lumea, sunt câini și pe deal în Horgeș, sunt câini la Sofodor, sunt câini peste tot. Nu e nicio ok varianta să ajungă să se întâmple vreo victimă sau ceva, dar nici să ne aruncăm în extrema asta în care aruncăm grăbie de bani în fruntul unei firme. Și legea, din punctul ăsta de vedere al adunării câinilor, protejează destul de mult animalul. Firma e obligată să-l țină cel puțin 14 zile. O altă întrebare care vreau să-mi spuneți, cum s-a ajuns tocmai la firma asta de la Vasului, deși sunt adăposturi private, inclusiv la Bacău. Sunt firme care vin și îți adună câini ONG-uri care îi trimis spre adopție chiar în străinătate. Cred că se pot găsi alternative, asta vreau să zic. Am studiat ultima dată la firma asta. Firma asta, dacă dai, e numai scandalul, peste tot, prin internetul de scandalul. Ei au un adăpost undeva la 150 de locuri, de câte am văzut la adăpostul ăsta de la Vaslui. Au contract cu Purladul. Luna trecută spuneau că nu mai au locuri în adăpost. Adică anunțau deja o eutanasiere în masă. Pentru că spuneau că urmează să adune încă vreo 100 de câini de pe străzile Bârladului. Pentru că noi ne-am adus tocmai la Vaslui. De exemplu, dacă ei vin și iau un câine care chiar după aia îl revendică un cetățean, cetățeanul va trebui să meargă la Vaslui să-și ia câinele. Păi să-ți ținem cu. Nu-i de aici. E un pic absolut. O să ajungem să plătim banii ăștia de la bugetul local. Ca după aia cetățenii poate să meargă și câinii să vină din nou pe drumurile. Putem să intrăm într-un flux de asta, că cam așa se întâmplă. Firmele respective, oricum ele sunt interesate să adune cât mai mulți câini normal, să facă bani, că asta le e treaba. Să le dea drumul din înapoi pe drumuri, poate nu la noi, dar prin alte părți. Faptul că este la Vasul este un avantaj, spune eu, distanța. Nu este dezavantaj. Nu vor merge să tot să ia înapoi. Nu mai știu drumul înapoi, e de palier. Exact, și atunci nu. Eu zic că e nevoie de un recensământ serios al animalelor în comuna Horgești. Avem în București să face recensământ. Să ajunge la Horgești, da. Mai avem și noi medic veterinar, cred că nu se poate face un comentariu. Vreau să vreau să vreau pe domnul primar, care mi-a relația cu domnul medic veterinar, că la început relația de la scola... Nu, relația
contractuală a primăriei. Dar nu are legătură contractuală cu primăria. Dar în ce stadiu? N-ați fost vaccinat, el nu... Pentru că, mă, consilier, râdeți, dar râdeți degeaba. Da. Pentru că a început școala și curtea școlii de la Recea, a fost copil mușcat de câini. Da. Nu avem de ce să râdim. Dumnealui, știu că când, pe vremuri, când era domnul... Mine. El ai câinile la un copil care vine în fiecare dimineață când la școală. Doctorul este venit, are numărul telefon, îi răspunde la orice solicitare pe care o au din partea cetățenilor comunei Borgești. Din discuțiile cu dumnealui și-am să-l invit într-o zi, dacă vedeți, în ședința următoarului discuții local să discutăm problema, are partea de obligativitate. Deci intervențiile la urgențe, puteți vă zi, se poate apela la orice... Asta auzim de când a venit în comună. Da. Păi și altceva ce să vă răspund. Este obligativitatea vaccinării păsărilor și primăvara și toamna de două ori pe an. Dar nu e obligativitate. Nu e obligativitate. Nu-l obligă nimeni. Am auzit eu la televizor, nu e adevărat. Nici vaccinarea câinilor la nimeni toamna. Nimic, nimic. Îl plătești, vine și o să-l chemăm. Dacă vreți, o să-l invităm. Nici cu păsări, nici vorbă. Să faci ceva lucru de noi și să ne răspundă la sărbările astea. Nu e obligat ca mine. Îi contrazicem. Și să ne spune. Sigur. Dar nu-i lege să vină obligatoriu toată lumea. Nu, nu. Exact așa cum e. Asta trebuie să facem de mesuri cât mai rapid, să recuperăm clădirea de la Cămin, unde este aflată de la acolo și locuiește. Să o recuperăm, să o trafiem într-un punct veterinar, domnul primar. Și în Uniunea Europeană nu au acasă niciun. Și avem nevoie de ea. Nu să stea clădirea acolo, un privat care nu are ce căuta acolo, nu merge procesul înainte pentru că nu știu de ce. Haideți să ne luăm clădirea care este a noastră și să o transformăm într-un punct sanitar veterinar acolo. Dai date și pronunțare în cazul. Domnul, tu vezi, n-am râs de ideea, mă, dar felul cum a spus el, că cine la el cu... Haideți un pic, la problema ridicată, da, dacă cunoașteți un ONG din județul Bacău, nu e obligatoriu să-l încheiem contractul cu cei de la Vazui. Ei au fost cei mai receptivi. Noi am intrat pe internet și ca să putem să cei am avut răspunsuri în care a zis nu, conform legii trebuie să organizați propriul serviciu de chestia de câini. Atunci de ecarisaj. Atunci am zis în următor, pe unii, ca să-i luăm noi, după aceea trebuie să avem padocuri, să le ținem și toate chestiile astea. Pentru ce mi-a s-o cerut, mi s-a corupt suma destul de mare. Dacă sunt 1000 de câini, vreți cu firme apart. Facem și noi. Facem noi ce suma. 700 de câini, mă. Da. Să dăm câte un câine la fiecare cortul social, bă, de spăvată scolul. Astea sunt deja... De acolo să crească, să țină și un câine, să rupă un leu pe tine. Vedeți lucrurile foarte simplu, dar trebuie să le vedem așa. Și mai pe firma asta, aceeași firma are contractul burladu pe 504 lei. Spicule! Aceeași firma are contractul burladu pe 504 lei de câine, pe frustele. Bănuiesc, burladul nu-i vorgește, știți cum e. Eu am, chestia asta este pe Psiap, mă aș înțelege, deci subiectului sunt pe Psiap, nu... 100 de lei, plus TVA. Nu fac două pentru un câine, bănuiesc când vine, pleacă cu minim 5-6 lei. Sper că o să găsească dacă nu iau în casă. Dar nu-i criză de acolo, adu-te din Bișoara. Din punctul meu de vedere aici, mai are problemă e faptul că nu limităm să nu s-a venit, dar un buget pentru proiectul ăsta și un număr de câini, dar urmează. Plata se va face în baza unei fișe, în momentul când se va deplasa o fișă prin care... Și asta zic, și dacă ei vin și ne dă o fișă cu 100 de câini, noi dăm de bani. Oricum, când se vor deplasa cineva, nu vor veni cu câinii de la... Va veni mașina goală, cineva va constata lucrul ăsta. În clipa în care vor... Apoi că ne-am oprit bugetul, ne oprim și noi, nu mai continuăm cu... Da. Deci, în curtea școlii sunt cam 2-3 care acolo. Dacă îmi permite să citesc ceva de aici, din colegul. Poate să vorbesc și eu, domnul Dorică. Mă lăsați să vorbesc și eu. Da, domnul. Președintele trebuie. Deci avem aici un amendament care spune clar, dacă citeam toți era bine. Părțile au dreptul pe perioada derulării contractului de a conveni
modificarea clauzelor contractuale prin act adițional în cazul apariției unor circunstanțe care lezează interesele comerciale legitime în acestor, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Deci dacă se citea aici, noi chiar trebuia să lăudăm un pic cei ce au venit cu inițiativa, să încercăm să demarăm această operațiune cu câini. Și vă spun, tot poate spre optimist, mulți, din momentul de față, când o să audă că noi prindem câinii și îi deplasăm la vazui, o să și lege frumos, că are omul nevoie la casa lui de un câine, noapte, să știți. În situația asta sunt și eu și toți dintre noi. Deci nu o să-i mai lese pe unde vor ei. Haideți, dacă avem amendamentul ăsta, atât de clar aici, oricând noi putem să ne tragem frâna din bună, cum se spune pe românești, de ce să nu încercăm? Că e de la vazui, foarte bine, domnul primar. Haideți, oameni buni, găsăm o firmă pe Bacău, care e problema? O găsim la jumătate de preț, e și mai bine. Dar dacă nu demarăm acțiunea asta, fac și eu ca domnul Tufezdole, nu-i din râs. Că vine și îl mușcă pe copilaș și îl sperie de nu mai știe ce-i cu el. Haideți să demarăm, încercarea întotdeauna este binevenită. Mulțumesc. Dacă mă sunt întrebări la acest proiect. Puneți la mă. Pune la mă, care pentru? Împotriva, abținere? Împotriva, un vot, da. Abținere? Și împotriva nu avem, da? 14 pentru avem, da? Punctul 6, întrebări și interpelări. A fost suplimentată ordinea de zi. A fost aprobată suplimentarea ordinei de zi. Ei prestează acest serviciu, doar dacă sunt chemați și pot fi chemați. Exact. Cu ce, cu câinii? Da. Dar domnule, donare, nu-i ca la gunoi vine săptămâna. Deci o să vină, o să ridice, să zicem 5-6 câini în primul pat, după aia îi solicităm, dacă mai sunt sesizări, domnule, primul. Ei ar veni probabil în fiecare zi la banii. Normal. Nu-i prea bine, dăm și cât și dăm și bani. Atunci haideți să facem așa fel, să nu dăm câinii. Nu. Nu ia nici bani. Suplimentare ordinii. Domnul președinte, ar fi trebuit un amendament aici. Era binevenit. Cei care vin după ce i-a prins câinii, se plătească el suma. Așa trebuie. Așa ar trebui, după părerea lui. Da, dacă vrea să reprează câinii, adică se plătească. Da, așa e prevenit și ordonanța, legea, nu trebuie. Foarte bine, poate. Dacă erați atent la ce a spus domnul Democrat, au și-a spus că îi ducându-l la vasbui, s-ar putea omul să nu renunță să ducă până la vasbui. Să ducă să-și ia cățelul de acolo. Ca să știe omul de ce-l așteaptă. Dacă da, le-a eutanasiat, le-a castrat, le-a preparat, le-a preșnat, le-a preșnat, le-a preșnat, le-a preșnat, le-a preșnat. Și pierul și-l poate blond înapoi, altfel. Ce vorbim? Faci toți banii de bani. Pentru că ai și criul. Grazie. Da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Orzești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Calibrarea Bacău. Să votez modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derulare și finalizare procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesionare servicii, delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și de transport de deșeuri în municipiul Bacău și 22 comunele metropolitane. Primarul Comunei Orzești de Bacău, în vedere referatul de aprobare. Da, domnule, nu te opri. Mi-aș un gat de la gură. Problema asta pe următor, așa cum am vorbit la momentul când am suplimentat, este vorba de mandatarea mea, adică de Consiliul Local Orzești, în adunarea generală ADIS,
cu vederea votului modificării comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizat în vederea contractului de concesiune și servicii de legare prin concesionare servicii colectare și transport de șeuri în municipiul Bacău și cele 22 de comunele din Bacău. Adresa a primit, noi de obicei n-am mai vrea să facem suplimentări, dar adresa a venit pe 22, cu rugămintea să fie introdusă în prima ședință de Consiliu Local, am luat decizia să dăm în ședința din 24 pentru a nu, a nu fi noi comuna care împiedicăm derularea procesului de licitație. Mulțumesc. Scrie la cuvânt. Delegare, scrie la cuvânt. Spuneți la vot. Bună, la vot proiectul numărul 5. Voturi pentru. Potrivă, abțineri. Împotrivă sau abțineri, domnule? Pentru. Deci nu avem împotrivă și abțineri? Nu. La surprinziu, domnul secretar. Da. Aici ați răzut. Pentru foarte rar. Diverse. Diverse. Întrebări de lor. Pașa scrie la cuvânt. Înainte de a găsi la cuvânt, cel prin transmisiune, a supune pe dumneavoastră, pentru că pe discuție, o cerere care, privind pe subsemnatul Goliman Cristian Marco, domiciliat în satul Hărgești, cum Hărgești, pentru acordarea premiului pentru nota obținută la examenul de bacalaureat 2019, sesiunea august-septembrie. Deci, de ce o să ziceți dumneavoastră dacă există totuși un HSL, nu este specificat în HSL, o să vedem implicarea pentru este primul caz în situația asta, în care domnul Căliman nu a obținut, nu a fost admis în prima sesiune, nu avem. O să venim cu propunerea, cu modificarea, pentru, aici spune la articolul 3, informațiile prevăzute la articolul 2, deci pentru elevii care au obținut vârsta respectivă și documente, vor fi comunicate către primăria Hărgești, până cel puțin la sfârșitul lunii iulie, pentru cei care obțin rezultate în luna iunie. Așa, ei, în cazul ăsta, dacă nu luăm mot-a-mot după hotărârea Consiliului Local, n-ar trebui. A doua, premierea elevilor se va face în funcție de nivelul performanțelor obținute. Acum nu știm ce acordă în funcție de rezultate obținute următoarele premii și spunem toată chestia asta. Ar trebui iarăși un amendament și o să venim noi la articolul 5 și pentru cei care obținute și la cel de-al doilea examen de fapt. Noi nu avem chestia asta. Ar trebui două lucruri calificate. Dacă se acordă și pentru cei care au obținut rezultatul în a doua sesiune, nu, dacă zici că până în luna iulie nu mai are zi, nu mai vine. Dacă se acordă și pentru cei care au susținut examenul la un număr de ani după absolvirea școlii. Da, trebuie să aveți și aici în vedere. Teoretic ar fi varianta cea mai corectă. Cine a luat din prima sesiune bacalaureatul este meritul lui către adevăr. Așa e din prima fază, deci corectul de hotărâre așa e. Care a luat-o din a doua sesiune, dar asta înseamnă că dacă nu s-a pregătit în prima sesiune suficient, înseamnă că nu se încadrează în HCL-ul nostru și gata. Deci, la ora actuală, nu s-ar încadra chestia asta, deci dacă rămâne... Ar putea exista varianta, de exemplu, din motive personale, să nu poți să participe la prima sesiune. Da, dar ar trebui și îngrădită situația asta. Să zicem numai la anul respectiv. Nu iau nici într-a doua, iau de-a treia. Da, mergem la anul sau pe ce doi ani. Atunci, ce crede? Asta nu mai e. O recidivă, eu la 80 de ani, mă duc la bacalaureatul. Trebuie să apreciați performanța sau insistența. Perseverența. Bună, atunci, când vine eu, când îi am, când nu au, haideți să dăm a doua sesiune, să ne dăm a doua sesiune, trebuie încadrat în a doua sesiune, să ne dăm a doua sesiune. Au, deci numai cel, deci să spunem aici, pentru cel târziu la
luna august a anului în care a absolvit liceul. Exact. Liceu. Se septembrie, da, septembrie. Primare, să mai aveți în minte și încă o chestiune. Să fie doar promoția din anul respectiv. Păi asta zic. Asta zic. Recompensat. Pentru cei care au absolvit liceul sau așa în anul respectiv. Trebuia să vină cum trebuia. Am înțeles. Oricum, gândiți-vă la modificare și vedeți. Venim, da, bine. Astăzi, să fie promoția respectivă, să fie promoția respectivă, indiferent de sesiunea la care de aici. Dar să fie anul respectiv. Nu anul respectiv. Dar să fie promoția. Doar promoția anului respectiv. Ca să nu ia nu, facem proiect de hotărâri. Nevoie un proiect ca să modificăm hotărâri. Nu, a venit cu cererea după ce s-a... Cererea s-a întâmplat. Dacă o luăm după hotărârea care o avem noi la ora actuală, n-ar trebui să-i dăm. Așa. Dar dacă venim cu... Noi venim cu... Veniți și să-i dăm băiatul. Dar nici nu e clară hotărârea. Nici nu putem să da. Nici nu spune nu. Adică ai vinovat și nu inițiat proiectul. Ei, care vă zică. Aici ar vrea să ajungeți. Nu, dar nu e clară și... Am înțeles. Noi am înțeles și noi. Să nu m-am cruntat tot timpul. Așa, să mai zâmbească. Întrebarea se pune dacă în momentul când vom modifica hotărârea, se va aplica retroactiv pentru cererea? Nu, doar din data, exact din data în care... Asta este. Asta nu mai beneficia. Asta leacă, domne, dacă mă dedică pentru promoția anului... Nu ducem și la anul, anul trecut. Asta nu exista, doar promoția anului acesta. Adică de anul școlar 2018-2019. Automat copilul se va încadra. Eu zic domnul ăsta. Dar mi-a fost elev. Doar cine poate să vină cu modificare. Și inițiatorul poate ori... Da, am urcat. Și el a luat note foarte mari în prima sesiune. Vă mulțumesc că mi-a fost elevul meu. Marco, știu. La matematică a fost o gădăie pentru a lua note foarte mari în prima sesiune. Dar nu vreau să venim cu propunere. Eu fost elev și știm foarte bine. Și de aia suntem de acord. Bine. De asta și dacă nu era elev, nu. Dar dacă erau... Oricare ele. Trebuie să fie în general, nu particular. Bun. Gata. Atât. Mulțumesc. Întrebări sunt interpelări. Hai cum mă scriu primul, ca să-ți fac chiar. Ați fost al doilea. Care am scris? Care a fost domnul Damo? Nu, de data asta nu. Nu, frate. Mă bate în față. Mă miram că nu trăznești nimic. Înseamnă că nu văd bine. Păi se mai scrie la cuvânt? Domnul Duna. Da. Deci acum am fost? Ba da. Și eu. Bate ea la lampă. Și eu. Și eu. Și eu. Care v-a zis? Da, încet, încet. Încet. E aproape gata, bunele, bune, ce să mai ai? Ce mai aveți să mai zic? Ne. Ce are destul de da, domnule, că vă... Cretul prin bufici, l-ai sărit. Eu. Poate să pe deci, eu aș propune să terminăm cu punctul ăsta la ordinea de zi, pentru că, pare rău că trebuie să o spun, nu se face mai nimic ce spun. Sincer. Deci, uitați, am jumătate de ani când spun. Rigol în fața primăriei. Curățatul crengilor pe copaci, zona centrală aici. Mai nou, chiar am discutat cu poliția de la noi de aici din comun. Măi, oameni buni. Aveți dreptate, domnul Dan. Dar aici e zona unde se oprește totul. Noi suntem la moldoveni, la ruși, restul sunt în România. Cum e posibil ca cei care au făcut marcajul ăla să se duc cu stânga mult? Sfii părinții, acolo bagă trecerii pietoni la mama lor, tot ce trebuie și la noi, nu face nimic. Vine ceața, vine din tot felul de chestii periculoase pentru șoferi. De ce nu însi intemperii de tot felul, cum spune doamnă? De ce nu încercăm? Cel puțin să insistăm un pic. Marcajul aici, în față, la pasion. Vă spun, trec cei din toate zonele, eu nu știu cât de la Sohodor sau la Vălesc, sau toți care trec o viteză extraordinară, 100 la oră, vă spun sincer. N-are timp să miște. Dumneavoastră așa. Nu putem să tragem. Eu am început să merg cu 30 pe aici, că la dumneavoastră că nu, ai spus întotdeauna să lăsăm glumele, domnul nu, serios.
după ce se întâmplă, încercăm noi să revenim. A văzut cu autobuzul ăla, când s-a înfipt tirul în el, că au murit 11 oameni. Deci, după ce se întâmplă, luăm măsuri, încercăm să ne punem la punct. Nu, haideți să fim un pic preventivi. Asta e ideea. La mine se întrerupe, am trei faze. Din două în două zile o fază îmi cade. Cum bate un pic vântul? Cum? Mă urc eu să-i dai crengerilor ăla? Trebuie să mă urc eu neapărat? Sunt mulți pe faza asta care li se întrerupe curent. Nu e posibil. Haideți să rezolvăm. Câte un pic paș mărunt, dar haideți să rezolvăm. Mulțumesc. Da. Domnul Veric. Eu sigur că nu vă mintea așa. Dacă un Tom Beroșa nu i-a cunoscut, în 12 familii, am mai dus-o cu mult la râdea, s-a încolo, încolo, dar acum, cum să dați? Dar este chiar acolo, la țintă. Nu mai spune acolo. La țintă este cu domnul. Este și la Țurcala Valer și este și la... Acolo aveți chiar două. E unul pe parte și unul pe parte. Două sunt. Unii, aici la intrare sau unii stă dânsul? Unii stă dânsul? Aici la intrare, spune. La intrare. Aici sau la... La pod aici, la intrare. Da, la intrare. Păi la intrare și imediat sunt două. Și poate să aducă și Costin ăla de la 500 de metri, că stă dincolo de casa de apă. Aducă tot acolo și Costin Ivon ăla și tot. Mă rog, iar numai un omenajer se aduce, dar nu se aduce. Dar nu se aduce. Cum mai achiziționăm? Luăm cu bele și atunci, se vede? Problema care o să fie, după ce o să dăm, ce zice dumneavoastră, că eu cunosc zona, când nu poți să intri mașina până acolo. Să omul cu plăbă. Trebuie să-l asfaltat domnul păiști. Cum? Veni, de acolo cu mine, intră mașina de gunoi acolo? Ești din drag pe asfalt cu mine. Cu al ducul mai la școală, vă primi. Când au staționat buldozorile astea acolo, le-am primit acolo, când au staționat, au intrat și... Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu! Da, cu belul acolo. Și balastul n-ați adus acolo. De data asta nu. Prima. De data asta nu. Vine alegerile. Dar nu că vin. Și chiar dacă puneam balatul, chiar dacă nu puneam balatul, alegerile tot vin. Îl aduce că din Valea Bisericii sau cum se cheamă acum unde l-a dus. Altă problemă, vreau să beau un pahar de apă. Văd că numai atâția consilieri sunt cât de pahar. De ce? Cine nu vrea să domnule? Cine a cerut domnule? Când am un era problema dacă era nimic, ultima cu era apă. Păcăzucul mai pretenții. Are dreptate. Vă tăi așa apă, gata? Nu are nici apă. De-a lui ce faci acolo? Gata, domnule, mulțumesc. Doamna, deci, aveți domnul. Nu o să fie un drept la regulă, nu o să fie răspuns la niciuna dintre ceea ce, la nimic din ceea ce s-a discutat. O să vă spun doar personal ce am discutat la Consiliul Județean și faptul că are legătură cu marcajul. Ce vă pot spune? Că s-a semnat contractul de începere a lucrărilor, ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltarea drumului județean de la variantă până la Horgești. De această cauză nu s-a făcut încă marcajul. Acum, dacă s-ar putea chiar luni să înceapă turnarea acelui strat de asfalt. Nu, nu, dar vrei să nu dăm un pietru. Mai spus și vini cu treceri de pietoni aici la mare? Da, vini direct, ha? Ce generator? Vezi cum mă bag eu pe treceri când treci tu? Hai, îl băiai, mă, ta! Toată problemă care am fost și a fost ca urmare a rectificării bugetare făcută de guvern, n-a trecută. Cum, ce mi s-a explicat? Și vă spun și dumneavoastră ca să știți de ce 0 lei. Deci banii s-au cerut la rectificare bugetară, s-au făcut adrese, toate primăriile au făcut și au cerut odată pentru persoane cu dizabilități, persoane cu handicap, ceea ce primăria Horgești nu a cerut pentru că avem suma necesară până la sfârșitul anului și au mai cerut primăriile sume de bani care să le fie de ajuns până la sfârșitul anului, adică cele 3 luni, 2 luni, 3 luni cât au mai rămas. Și s-a luat în calcul așa, se găsesc execuțiile bugetare, care sunt la finanțe, și au luat în calcul câți bani are fiecare primărie în buget la ora când au luat în calcul rectificarea. Câți bani, în medie, se cheltuie lunar de către o primărie. Primăria Horgești a solicitat, deci a primit de 100 și ceva de mii, așa, și
cheltuiala pe lună este de 300 și ceva de mii de lei. Iar conform execuției bugetare, la primăria Horgeș, la 300 și ceva de mii de lei pe lună, mai sunt bani în bugetul local, au zis încă de 7 luni jumate, deci nu aveau de ce să mai suplimenteze. Și a dat exemplu, deci era discuția și de sume mari date la altă primărie. Haideți să vă dau exemplu, Etea Veche, care figurează cu o cheltuială lunară de 600 și ceva de mii de lei pe lună. Și mai avea un buget la sfârșitul lunii septembrie, acum trebuie să ne doară neapărat ce fac ceilalți, dar a zis 28.000. Și atunci au luat în calcul să le acopere și le-a dat suma cea mai mare de 130.000 de lei ca să aibă de cheltuieli pe lunile normale octombrie-noiembrie, că decembrie știți că sunt în ianuarie. Deci, din această cauză, la fondul de investiții, din fondul de investiții, noi nu am primit pentru că nu avem proiect, noi pe fondul de investiții, deci asta a fost cu rectificarea bugetară, v-am spus. A fost ceea ce mi s-a spus și vă spun și dumneavoastră în Consiliul Local. Nu este nicio scuză, adică nu mă spus că scuza se acuză, ci nu se scuză. Deci asta este realitatea cu bugetul, cu rectificarea. Îmi permiteți o întrebare, doamna viceprimar? Cofinanțarea proiectului de apă canalul, considerați-o o nevoie urgentă? Deci eu am spus că ceea ce v-am transmis nu este răspuns la nimic. Cofinanțare, dar nu s-o dat pentru cofinanțări. Mai am solicitat pentru cofinanțare. Dacă e clar să zic, există solicitări, să vedem că există interes. Că nu s-a dat? Mi-a fost solicitate. N-am avut, de exemplu, persoane cu handicap, n-am avut, dar am solicitat pentru cofinanțări. Iar faptul că pentru Fondul Național de Investiții n-am depus proiecte, cu siguranță nu e o mândrie. Eu am spus ceea ce mi s-a spus de la Consiliul Județean. Mai mult n-a fost un răspuns pentru absolut nicio intervenție a unui consilier sau altceva. În afară ședință, întrebare? După ședință? În afară ședință. Cum sărbătorim instalarea noului guvern? În afară ședință. Nu trece la politică. Cu apă clar, timpul ședință. Și mă scuzați, mai era o discuție, după cum știți, nu am participat la ședința de Consiliul Local și acum sunt și eu și domnul primar. S-a făcut o afirmație că, și am înțeles că ar fi fost a domnului primar, că aș fi zis eu să nu se aducă pubele până la începutul campaniei electorale. Eu n-am afirmat. Ar fi zis că am afirmat eu. Nu, eu ce am înțeles că... Întrebat domnul domnul. Da. Cine a pus întrebarea? Eu vreau să... Acum domnul primar este aici, nu are de ce, că nu sunt perioasă să spună dacă chiar aș fi spus sau n-aș fi spus. Ba, mai mult de atât, eu și domnul primar este aici să confirm și presupun că când a fost discuția după ce a început mandatul și au venit cei de la Soma și a fost problemă, s-a pus în discuție să se aducă pubele. Și domnul primar atunci a zis, bun, dar dacă aducem pubele, i-au zis să le garantăm că încheiem contractul pe 2 ani de zile cu ei atunci, ca să se poată amorța toată... Și atunci eu, de exemplu, am propus, dar asta a fost propunerea mea, să riscăm. A fost așa, atunci am zis, nu, și dacă a fost să vorbim la contabilitate și au zis, nu riscăm, că apoi rămâne și plătim și la Soma. Cei de la Soma mi-au spus să-mi dea hârtie de la Soma, că în următorii 2 ani, am mai discutat chestia asta. Nici în următorii 2 ani să le dea voie să nu se facă licitația ca să ne poată dota Soma cu pubele. La care Adisul nu ne-au dat să mă reșe. De aceea vă spun, nu numai că n-aș fi spus o dată să se aducă, să se întârzie pubele. Nici n-am avut discuție de acel gen cu domnul primar. Domnul primar, spuneți dacă am avut discuție. Am zis data trecută de chestia asta. Și așa pe TD-ul. Nu știu ce au de făcut. Păi eu ce am de făcut. O apă, păi uite, domnul legiteator de casă. Domnul legiteator de casă. Să s-a instalat PSD-ul ăsta a sărbătorit. Da. Domnul președinte, mai erau președinte. Mai erau domnul președinte. Rămâneți în stand-by. Da. Dar el n-are trecut acolo, n-ai mutat acolo. N-ai mutat acolo. Nu învățat acolo. Nu învățat acolo. Ai cuvânt de trecut. Iau, mai este. Pe mie m-a să știți. Nu este. Timpul nu-i trec. Am tot căsit domnul primar. Da. Ne puteți centrale la școala rece anul ăsta? Nu. Am primit răspuns. Nici toaletele. Am venit de proprietatea, dovediți-mi dovada proprietății clădirii și la asta ne luptăm. Să dovedim proprietatea. Nu știu că putem face. Da, domnule.
Ați înțeles? Expertiza spune că putem face. Și eu vă spun de acum 2 ani, vă spun în continuu, da? Să nu ne mai legăm de aia. Atunci trebuia să faceți separat cum s-a făcut la școală. Ne împușca oamenii cu WC-urile alea făcute și noi făceam alte plăgiri. Da, e așa, așa, ce, 3 pereți? Deci iar ne-am legat de asta și iar am amânat. S-au pierdut bani de la Ministerul. Nu s-au pierdut. De ce s-au pierdut? Păi, banii de la, de la guvern pentru toalete interioare? Nu s-au pierdut. Păi și nu se pierde acum la răstoanului? Dar de ce? Hai să ne lipim de școală și renunțăm la aia, domnul meu. O facem altceva pe aia. O facem discotecă, trotinetă, ceva. Mergem mai departe. Eu știți că... De când am fost consilier, prima mea problemă, vă rog, domnul... Domnul consilier, vă rog frumos. Prima mea problemă pe care v-am ridicat-o și v-am spus-o a fost de clădirea de la Căminul Cultural. Da. Este, se mai judecă, mai se mai rezolvă ceva, avocata ce ne spune? Vreau să veniți cu un raport în privința asta. Iată. În ce stadiu sunteți cu recuperarea clădirii acelea? Da. Pentru că avem nevoie de ea. Da, nu. Chiar avem nevoie de ea. Ce aș mai dori? Dacă se poate să mai faceți o măsurătoare a căminului, a terenului din, din curtea căminului, pentru că am observat întâmplător, chiar m-am uitat și am văzut fundații de gard la proprietar. Fundația de gard a căminului este băgată, lipită de fundația proprietarului, probabil că și-a luat partea de teren pe care o merita sau a intrat abuziv. Nu v-ați uitat nici de mâini de viață și nu uităm, ca să vă arăt așa cum arată. Deci, fundația căminului este așa, gard a proprietarului și fundația lui este un pic mai jos. Deci se vede clar că s-a luat din terenul căminului cultural, în mod abuziv. Vă rog frumos, faceți măsurători și cu obligație prin lege să-și mutie gardul. E o problemă ce spune domnul Crețu cu toaletarea copacilor. Ar trebui să încercați să veniți pe uliță și să observați într-adevăr. Cât am luat? Cel puțin în zona în care locuiesc a venit domnul cu să pietruiască și săracul și-a spart niște faruri datorită cracilor, legilor care vin în, cred că v-a și spus, omul ce a pățit acolo. A trebuit tăiat. Și am mai observat, venim pe drum către școală, la Recea, că acolo activez acum, am văzut că timpii de rețea, adică iluminatul public, la ora 8, și un pic mâncă mai avea, încercați în să... În galerie. La Recea și Șmegăle, da? Da. Modificați un pic timpul aia, că e risipă. Da. Dar atât. După schimbarea orei de duminică. Păi asta așteptam să se schimbe. De-aia ne-am avut pe seara. Domnul? Da. Domnul primar, nu ies întrebările de săptămâna trecută. Da, bă, uite, le-am aici. Le-am așteptam. Mai aveți acum ca să le răspund la toate, da, haideți. Adăugăm. Păi eu ce spun, ca să răspund la toată dată. Voiam să vă întreb câte, câte proiecte am avut depuse pe Fondul Național de Investiții, dar am aflat. Voiam să vă rog, că eu v-am solicitat la un moment dat ca să nu mai amenajăm secția de vot în primărie și să o putem la școală. Am văzut că nu s-a ținut cont. Dar o să vă rog... Dar v-am spus și atunci când nu ok, o să insist ca în ziua votului să nu fie descuiate decât sala în care se votează și eventual sala în care stă polițistul supraveghetor. Adică nu văd logica pentru partea care... Partea legală, vedem dacă e de partea legală. Nu mi se pare ok ca cineva să stea să-și facă toată ziua, să-și facă de treabă prin primărie, neavând, neavând treabă. Încă o dată spun, dacă există partea, vă spun. Dacă există cadrul legal, da, putem interzice sau nu putem interzice. Trebuie să apreciem, doamne, cum adică. Așa, aici am văzut că s-a amenajat platforma asta de pământ, s-a pus, s-a îndreptat pământul, imediat pe dreapta, după, după stația de autobuz. Deja duce lumea și depozitează moloz acolo, văd că facem, ăsta e locul viitor de depozitare a deșeurilor ca să știm o treabă, da, tot. Doar ce-a pus cineva, gata, deci să ia modelul și în 2 săptămâni vedem acolo mormanul. Dacă tot a zis domnul Tufescu de situația procesului, cred că ar putea să vedem un raport la final de an cu toată situația proceselor care le mai avem, inclusiv. Știm despre ce vorbim aici. Domnul Crețu, cred că e interesat și eu să vadă un raport. Nu, eu sunt interesat direct, mai informat decât domnia Vatale. Foarte bine. O problemă importantă a transportului elevilor. Să plâng elevii că în momentul ăsta nu mai face față transportatorul. Sunt duși mai mulți decât numărul normal în microbuz, plus că uneori... Transportul... Dacă are microbuz, sau pe... Și spre și dinspre Bancu. Sau în altul local. Avem două... Problema e mai ales vinerea când...
când se vine acasă și duminica când se pleacă. Am zis că chiar nu, nici nu se oprește în stație. Mata l-ai adus și ne-o speria pe noi și nu mai circulăm. Nu, eu l-am adus, nu fac să acuzați. Ne-o speria și gata, a fost care conștie. Nu, domnul Cristo a fost în ședință, atunci a fost deschis la o colaborare. Bănuiesc că în momentul ăsta, dacă atragem atenția că lucrurile nu sunt în lucru, ok. Da, m-a lăsat monitor de față. Nu au venit și spre noi. Păi sunt, deci problema, bănuiesc că nu e a elevilor care sunt cei care navetiștii care fac zilnicii, mai mult a elevilor care vin doar la sfârșit de săptămână. Sau în picioare, n-au locuri. N-au locuri sau, da, vor să se plăscă, au fost și lăsați în stații. Nu, problema e toți care circulă în fiecare zi. Vine și luni. Am zis că uneori mașina de vinerea de la 3, ca cea care suplimentară, ori n-a circulat, oriceva s-a întâmplat, așa. Trebuie văzut cu biletele, cum zic, mai ales că acei copii își decontează și ei la rândul lor abonamentul. Da. Trebuie văzut care e situația cu biletele, cum că am înțeles că noi nu e tocmai regulă situația. Da. Bilete dă ca și mine. Îmi dau eu așa de așa. Bă, cu doamna viceprimar a ieșit, noi am mai insistat pe subiectul ăsta, aș fi vrut din nou o situație la zi să ne prezinte în ședință acum cu numărul de dosare, cu numărul de persoane apte de muncă și câte ore au efectuat, de exemplu, în luna septembrie și ce lucruri au fost făcute în luna septembrie, concret. Le-au terminat, e de lucru pe săptămână să vorbeam. Deci chiar problema o știm, am zis, am ajuns numărul 1 pe județ la număr de ajutoare sociale. Să apropie legea. Încă nu. Eu adică nu. Deci când suntem la mărua. Mai dăm. Statistica care așa, așa am văzut. Da. Numărul 1. Deci mai putem face, mai avem o marjă. Cam... mai dau calculatoarele, le aveți notat. Ok. Da. Mulțumesc. Asta sunt întrebări? Hai lasă-l pe domnul primar să răspunde. Aici este domnul... Eu vreau să știu... Dar pe mine nu mai trecut nici acolo. Pe mine nu mai trecut. E trecut, băi. Mai la spate. Bravo, ultim. Și eu vreau să spun că sunt de acord cu domnul Crețu ca să suspendăm, că așa nu se face nimic. Eu de vreo un an de zile tot zic că este undeva prin șanț, într-o poartă la domnul Crețu, unde șanț nu este, și apă să îndrum și le va pune crengi ca să stai mai încolo cu mașina. Până s-a întâmplat un accident și acolo. Să-l fac șansul ăla să duc în jos până la moară, că este un tub acolo. Dacă nu are bani, îl sponsorizăm. Nu, eu mă rog, eu vorbesc că nu asta mă plec. Dar nu să-l sponsorizăm, îi dăm bani de un poate. Să facă șans și poate. Da. Dar acolo nu-i șans. Când plouă, gata, apa e în drum. Ok. De la Zodea nu a făcut dig să stea apa în drum? De ani de zi nu-i problema aia. Păi da, nu-i de acum, dar eu tot zic, tot zic. Partea pune o creangă acolo. Da, am te dat-o cu șugurul bani, că stai. Da, intri în ei. Nu pune covat acolo și apa să adună. Atât? Azi am un apă. Da, problema cu centrala la Recea vreau să întreb și cu paletele. Da. Dar ai zis să renunțăm la... Nu am zis că renunțăm. Să renunțăm la clădirea aia care tot ne tragem de ea și facem lipit de școală, cum s-a făcut și la școala Răcătău. Roata împrejur, avem loc să facem 10 toalete interioare. Avem și bani, avem tot. Vedem ce facem chiar. Haideți să luăm măsuri. Și încă o problemă. Trebuie să modificați proiectul de asfaltare a ulițelor comunale, acum după denumirea ulițelor, dacă le-a spus numele. Așa, domnule. Să nu uităm de ea. 10 km, parcă, nu? Nu, erau 5,6 km. Atât? Mai punem pe ea. Acum sunt întrebări. Nu mai sunt întrebări. Nu mai sunt întrebări. Era domnul primar. Domnul Ghețu, domnul Deci, am vă răspuns, deci v-am răspuns că data trecută pot să vină cu covor asfaltic și eu zic că nu, merge marcaj și venim cu asfalt, așteptăm să vină asfaltul și după aceea să facă marcaj, adică de dumnealor. Nu fie vă 5 ani. Problema dumneavoastră, da. Referitor la copaci, da? Noi am mai făcut demersuri și s-au făcut în unele zone și o să facem o inventariere și o să facem, să prindem toate zonele unde sunt probleme cu arborii care ating rețeaua. S-au făcut și niște limitatoare, dacă ați văzut dumneavoastră. Dar asta este treaba unului, noi nu putem interveni pe de partea... De ce? O parte și de cealaltă, da? Sunt copaci care au aproape sau împreună. Pe
partea unde există rețeaua electrică, dumneavoastră... Unde rețeaua electrică? N-avem treabă. Noi venim în partea asta unde... Pe partea cealaltă, acolo, s-ar putea rezolva problema. Ok. Da, cu pupela lui domnul Dulic, ați primit răspunsul, dacă să mai aducem, dar noi avem, dacă, așa cum ați aprobat, să le achiziționăm și să dăm la cetățeni, da. Nu mai are rost pupela aia mare, contrainul respectiv. Dar până mai durează cu pupela. Eu mâine dau drumul la contract. Foarte bine, domnule. Eu mâine dau drumul la contract, cum ați decizii dumneavoastră. Din care, cât poate face de la curând până la? Bun, nici nu. Nu, ei foarte, apropo de ce domnul Gaudu, ei foarte dorit vorbim. Da, 375 de mii lei, nu e ușor. Da, vrează și până distribuirea. Așa. Călătoria cu nu poate să-l lase direct dacă vin pe dealul șoimului la fiecare. Ia pe acolo aduce din piesă. Călătoria cămin cultural, da, mi-am pus semnul întrebării, vă să ne edificăm ca să vă dăm, nu putem să răspundem un răspuns ceva. Eu câștigam Andreea. Domnul meu, Este loc. Da. Nu te cred. Pentru că nu are niciun drept dumneavoastră. Bun, noi zicem ușor, e ușor de spus. Din punct de vedere legal. Asta vreau să vă spun. Centrala termică, ca să răspund acum și v-am mai spus. Au încercuit-o ea acolo cu brutia. Pentru că i s-o dat. Noi n-am renunțat la proiectul respectiv. Asta vreau să spun. Nu știu de ce v-ați resemnat. Eu, din momentul de față, nu sunt resemnat pentru că sunt lucrurile. Ați înțeles? Ăsta de rulare. Asta vreau să vă spun. Nu la măsurarea că vin cultural. Bun. Păi, asta vreau, când ați voia, asta vreau să... Există o carte funciară. Există, dacă țin mi-o minte, făcut proiectul cu amenajare și dotare în care am pus extrasul carte funciară actualizat, în care am aprobat-o prin Consiliul Local. Da, mergem, dacă aveți o sesizare concretă. Păi da, nu a spus că mergem și vedem. Să întâlnim dimineața să vă arăt. Mergem, domnule, și vedem. Sunteți de acord să întâlnim dimineața? Da, cum să nu? Ok, bine, de ce nu? Da. Nu, să vă arăt experiența. Păi ideea ta cu cartea funciară ne-am mai întâmpinat și la Rece cu probleme. Știu. La școală la Rece. Acolo la Marian. Da. Toaletarea, da. Una are la în act. Eu dau scara. Nu pot să dau și om, că dacă se întâmplă ceva răspunde. Eu pe ocazia la copac, să uite și la șantru unde nu s-a făcut. Ok. Stai liniștit că... Așa. Timp de iluminat. Vă pierde. Problemele se întâmplă, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, și am să mai ridicat problema asta. Mai avem în câteva sate startele automate, la cu senzor de lumină. Deci acolo e o problemă, adică în sensul că... Ați observat, acum da, nu știu. Ați înțeles aspectul. Da. Sunt și sate în care avem cu așezat timpii de iluminat, dar sunt sate în care avem pe senzor de lumină. În care dacă e întuneric la 7, la 8, la 8 merg becurile. Deci el e cu senzor de lumină. De ce ați apistit capăt, domnule? Bun, da, domnule, o secundă vă întrerup. E nevoie de un bec la intersecția străzilor Stejarului cu Castanelor. Domnule, eu sunt băutel, sunt deschid cartea. De acum așa vorbim. La 18 pe strada Cascadelor nu merge becul. Da, frumos. Pe strada Pustroiții deja nu funcționează. Iau, iau, deja Pustroiții, da. Amenajarea secției de votare. Acum îi spun eu de Alexandrei. Eu, din punctul meu de vedere, am zis că nu există niciun impediment să rămână secția de votare aici. Punctul meu de vedere. Dacă... Nu. Dacă dumneavoastră considerați că prezența noastră ca și conducătorii al unității administrative teritoriale, cei care suntem răspunzători cu organizarea și buna desfășurare a procesului electoral. Până în ziua votului, nu mai aveți deci, nicio rezultat. Deci, să nu fim deloc. Deci, dacă spun ceva urgent, eu pot să fiu în Bahamas. În niciun caz să stați ore întregi într-o secție. Nu, domnule, n-am stat. Eu ori am stat ore întregi. Așa. Ne uităm, domnul jurist este alături, dacă există, da, cu tahograf, nu? Incintă nu are, dar incinta secției este aici. Incinta secției. Ați înțeles? Nu. Trebuie văzut legal.
Nu ia să știți prea bine și au fost discuția și la alegerile anterioare. Siguranță, știm foarte bine bun situația. Adică, ce, convins că nu ar prinde? Moluzul la Budăi. Da, am văzut, noi am îndreptat ca să fie frumos, dar se pare că o parte din cetățenii comunii n-ar vrea să fie frumos. Și atunci, o să vedem care-i treaba. Intervenim să vedem despre ce vorba acolo. Raport cu situația proceselor. Da, e binevenit, o să facem o adresă, domnul secretar, către doamna avocat cu privire la cele două procese. De care să-l prindem și clădirea Căminul Cultural, că este și acolo un proces în stadiu. O să vedem. Trebuie să răspundem. Trebuie să găsim. Dacă există definitivă, să o dăm sentința definitivă. Eu am găsit două sentințe, care una era în contențiu. Referitor la transportul la Bacău. Bănuiesc că, într-adevăr, partea cu elevii, vineri și luni, da, să vorbesc un pic cu... Vineri și duminică. Duminică, da, uite, eu am spus luni. Duminică când se pleacă. Duminică, da. Am să vorbesc cu administratul firmei transport, să vină cu autobuzul în perioada asta când vin elevi, vin și pleacă. Și, practic, se suplimentează numărul de călători. Situația orilor la 416, doamna vicinului de avos îi transmit că în următorul masa. Șantul de la Iliuță. Nu de la Iliuță. Ba da. De la Iliuță este pot și de la Iliuță poate. De la domnul Petru de un Petru. Da, domnul Petru și noi. Facem împreună acolo și la domnul Petru nu moare. Mergem acum, următoarea ședință o facem acolo. De exemplu, eu la Rece am primit somn acest lucru șantul. Domnul Petru l-a primit la... Da, unde? Bun, dar cum? Și trebuie amendă. Asta nici o amendă, cred că nu sunt. Eu o să fiu primul amendă. Revenim la întrebările cu... Apa și canalul este depus la AFIR pentru documentația pentru licitație pentru executant. Deci nu avem după 10-a, n-am primit niciun răspuns. Locurile de joacă, v-am răspuns, noi suntem cu întâi să facem toaletele și după aia o să le montăm și locurile de joacă. Calculatoare pentru elevi, deja noi am dat banii pentru școli, da, deci urmează dumnealor să-și ia, da. Așa. Ajutoare sociale, dumneavoastră ziceți că deja indicatoare nu ne ocupăm noi, vor fi indicatoare făcute de către administratul drumului, deci pe drumul județean de dumnealor. Ajutoare sociale, am văzut și postarea dumneavoastră pe primul loc. Eu nu fac un obiectiv ca să ajungem pe primul loc acolo, dar nu suntem chiar pe primul loc așa cum... Mai este loc. Dar suntem frontași? Fiind primii suntem, recunosc. Față de, singurul lucru care ziceți dumneavoastră că aveți dreptate, față de comunele din jur, da. La finalul lunii septembrie, eu așa am văzut că am trecut primul. Da. Dar bine, nu, asta e... Ideea este că în 3 ani de zile nu s-a îmbunătățit absolut deloc situația. Și cred că aici e mult de muncă. Dacă n-am păzit granițele bine, toate comunii celorlalte au alungat săracii la noi, pe toți. Noi chiar așa. Am avut o discuție interesantă cu domnul Mitic despre unele comunii care au și acolo săraci și... Să schimb locurile. Și n-au aproape de locul ăsta. Nu îndeplinesc condițiile de a primi asta social la noi, îndeplinește lucrurile. Trebuie să fii tânăr, să fii cum propriu. Și atunci veniți. Și acum sunt întrebări. Nu mai sunt. Nu mai sunt probleme.